Bună ziua la Costinești! Bine ați venit, doamnelor și domnilor, la un nou podcast, o nouă șansă să descoperim lucruri simple. Da, am ajuns bine, am avut puține emoții, pentru că știi că serviciile astea de ride sharing te anunță cu două minute înainte să ajungi la destinație. N-am avut emoții, dar deodată ce am văzut notificarea aia, m-au cam luat. Astăzi ne-a făcut o vizită inopinată, Toma. Bună, Toma! Bună! Să trăiți, a călcat cu dreptul special. Să trăiți, Doamne ajută, să trăiți, să trăiți. Un, doi, trei și... Che confusione sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte. Ce ai vrea tu să bei astăzi la podcast? Apă și cafea, că atât îmi permite religia. Sper să te vedem curând. Cât mai treci pe la noi? Cum? Când am podcast? Luni. Să se consemneze că se filmează pe 4 ianuarie. Practic, acum 4 zile am fost alt om și de aia... Doamne și domnilor, nu uitați, în noiembrie avem spectacol la Sala Palatului. Spectacolul se intitulează Ghiciți cum? Fac ce-mi spune inima. Băi, dar stai puțin că aveam impresia, din ce am văzut în podcasturi, că e undeva la subsol, dar nu e, a? Nu e, e Academia. Induceți în eroare oameni. Dar și vreau să vă voi demonstra că Vlad Drăgulin nu este doar un prezentator oarecare. Nu este chiar un actor oarecare. E și o forță a naturii, o forță muzicală. Zile, Drăgulină. Să coborâ. Am înțeles. E un labirint. E un labirint. Ce face la parter, nu-i la subsol. E un labirint și centaurul mă așteaptă jos. Doamne și domnilor, iată invitatul nostru. Nu ne lasă nici să repetăm. Vlad, te așteptăm. Hop, pardon. Dacă era să o iau. Și-am mai spus dacă așa, e cineva pe aici. Dacă așa să sună. Am emoții. Arciunat, tu ești tot! Prietene! Să trăiești! Hai să trăiești și tu, stai așa, trebuie să te dezbrac! Stai așa, că mă dezbrac și eu! Stai așa, ca să vezi că am venit cumva pregătit, nu am venit așa oricum! Ăsta e omul meu! Stai puțin, că mi-am făcut ținută, frumos omule, mișto! Păi, am venit la oricine? Aia, gata, să le iau! Mulțumesc mult de tot! Dau pe internet, stai acolo! Mă dă pe internet. Să trăiți, Doamne ajută. Să trăiți. Așa. Thomas, mulțumesc frumos. Oi! Bă, ce frumos e, bă. Bă, e mai răcoare decât un Uber. A fost o căldură, bă, a murit domnul. La a fost destul de rece, dar îmi pun căștile acum sau mai încolo? Căștile poți, și mai încolo, nu e o problemă. Ideea e că am încercat să imortalizăm muzica de la zona de confort. Wow, ce tare! Bună seara, națiune! Așadar și prin urmare te salut, măi publicule, te salut cu tot respectul. Sunt eu, Vlad Drăgulin. Dacă tu ești tu... Dacă tu ești Horia Brenciu, dacă eu sunt eu, dacă eu sunt Vlad Drăgulin, atunci lucruri simple, poate să înceapă. Stop, Marius. Lucruri simple, poate să înceapă. Ia, care? Atunci lucruri simple, poate să înceapă. Atunci lucruri simple. Da, așa. Poate. Da, așa. Să înceapă. Să vină mândruțele! Bună ziua, România! Bine v-am găsit din nou la emisiune proletară! 4 ianuarie! Cei mai harnici oameni din showbiz, noi suntem, noi am început! Ai mai tras vreunul? N-ai mai tras. Da. Nu! Ce credeai că fac eu de Revelion? La Revelion am tras! Pentru ianuarie am tras! M-am gândit să fac un număr de 365 și atenție, anul ăsta sunt 366 de zile. Și stai puțin, tu vrei să tragi câte un podcast în fiecare zi? Asta ți-ai propus? Nu, asta nu. Este planul pe care nu o să-l pun în practică niciodată. Nu, pentru că va fi sfârșitul, adică nu. Vreau să te văd și să te întreb. Da. În ultimele zile... N-aș ști să explic, adică am avut foarte multe anxietăți, n-am știut cum să mă îmbrac. Nu trebuie, dar vreau să spun că
dacă nu te îmbrăcai așa, nu respectai ce ai făcut în ultimele zile pe Insta Story. Am văzut că ai fost atent și am zis de unde știi să uită pe story-urile mele. Păi mi-apare că te uiți pe story-urile mele. Fii atent că mă vede, fii atent că mă are sub radar. N-ai mâncat nimic toată luna ianuarie? Vezi că suntem pe 22 ianuarie. Da, mișto. Da, deci ești după câteva evenimente din viața ta. O să-ți spun și care sunt acelea. Te rog, ia. În primul rând, ai avut un început de an plin de chefuri, petreceri și după aceea ai zis stop. Da, gata. Ce gata? Păi eu beau o dată pe an. Eu beau alcool o dată pe an. Andreea m-a întrebat ieri. Dacă vrei... Dacă vreau vin, ce vin. Și când bei alcool? Când e? Revelion? Da, de Revelion. Atât? Eu am băut acum pe 1 ianuarie, dar nu mai băusem de la Revelionul trecut. Nu cred așa ceva. Da, pe bune. E ca o premiere, e ca o culunare a anului. Dar atât am voie. Și pentru tine, special piesa asta. Eu beau... Puțin. Cât e puțin. Și pentru că a trecut deja de mult Revelionul, dați-mi voi să-l servim, Andreea, iubire. Iată, espresso. Ce-i aduci tu? Ce-i aduci tu lui Vlad? O cafeluță. Am și eu una mai recișoară. Să trăiești. La mulți ani. Da, tu trebuie să te obișnuiești, trist. Deci, practic, fii atent aici. Eu îți propun ceva. Nu știu dacă ești de acord. Zim cum e, fără zahăr, fără nimic. E ce trebuie. Mai ales după supradinul pe care l-am băgat pe... e ce trebuie. Ești răcit, adică... Trei ore... Nu, supradinul e pentru energie, cumva, ca să mă... Nu cred. Ca să mă scoată din... Dar aveam eu. Eu sunt supra. Eu știu. Eu sunt supraponderat, eu sunt. Supradin și drăgulin. Doamne și domnilor, bine ați venit la farmacia supra-drăgulinul nostru, e și al vostru. Da. Această emisiune este sponsorizată de Gelory Voice. Pentru că m-ai mai anxiat cu încă ceva, ieri mi-ai trimis o piesă. Așa. Iar să se consemneze, eu nu degeaba beau o dată pe an, pentru că mă cunosc, eu știu cum fac. Așa. Și la Revelionul respectiv am dat din mine tot. Adică ai cântat toate piesele posibile. Da, am cântat toate piesele, dar am dat și din mine tot ce s-a putut și da. Și s-a terminat vocea. Da, și pe întâi, doi eram așa. Și a trebuit, după aia mi-am dat seama și am zis, aolo, trebuie să mă duc să cânt acolo. E o chestie pe care lumea o interpretează greșit. Până când sorbe această cafea, tu ai cântat de două ori până acum. Așa e, mă rog, cântat. Da, ai cântat. Ți-a dat Marius, apropo, el e Marius. Să trăiești, Marius, Doamne ajută. E pianist și profesor la Academia noastră. Să trăiești. Iar el ți-a dat două cântece. Tu ai intrat de fiecare dată pe notă. Și am multe dovezi care să-ți arate că tu, fiind un actor talentat, un om de radio... Te pup și te respect. Te pup. Dar eu îți propun ceva. Fii atent, dacă îți place propunerea mea, anul ăsta sunt 366 de zile. Mm. Nu 365. De ce crezi că au pus un an plus? N-aș ști să zic. Pentru să adaugi două zile de băut. Ei știau că tu nu vei decât o dată. Și au zis, dom'le, special, especially for you. Hai să-i mai dăm lui băiatul ăsta. Pe bune, chiar mă bucur să ne vedem chiar aici, în locul ăsta. Pentru că atunci când ne-am văzut noi ultima oară, în 2018, da, cu ocazia X-Factorului, da, asta era doar un plan. Bravo, bravo, da. Eu țin minte. Da, bravo. Astea, că într-adevăr eram și cel mai mic de acolo și cumva sorbeam pe toată lumea, din toată lumea. Ce era de sorbit, de la absolut toată lumea și mi-au intrat în cap. Bravo. Toate informațiile. Să știi că la fel cum tu îmi sorbeai orice informație în urmă cu 6 ani și eu ți-am sorbit toată viața. Miau. Aolo. Am văzut că ai fost la tot felul de podcasturi. Da. Ai fost la Michael Moore, Michael Treadmill. Yes. Ai fost la Speak, că asta tot așa se spune. Gojira. Gojira. Dar niciunul dintre ei nu s-a făcut această prezentare. And the little one. Yes. Ești pregătit? Da, sigur. Eu nu o să vorbesc. Muzica, cred că este un fel de știri combinate cu dezvăluiri senzaționale, combinate cu bucurie. Nu știu cum mă mixez toate astea. Wow. A, asta e acum improvizația? Adică asta e, eu am crezut că e un fel de prezentare, că acum... Văd puțină tensiune.
1990. 5 septembrie, maternitatea 5 septembrie, 1990. Era în Buzău. Omul care s-a născut pe 5 septembrie 1990, absolvent al liceului de artă Margareta Sterian, din Buzău, și apoi absolvent al unei ATC-ului Ile Caragiale. Omul care la un moment dat în clasa a șasea i-a cerut bani dirigintelui pentru a-și vopsi părul verde. A vorbit cu mama. Și s-a vopsit. Astfel, din clasa a șasea până într-a noua a fost rocker. Miau. Omul care a ascultat la pick-up de vreo 50 de ori povestea lui Ivan Turbincă. Mm. Omul care a avut deja premiera cinematografică a vieții lui chiar săptămâna asta cu filmul Klaus și Barroso. Corect. 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 Știu. Omul. Omul. Care se... Gata, nu mai cânta. Ai zis că nu mai cânti. Păi nu pot să ai zis că nu mai bei, nu mai cânti. Termină, ca opta priete, gata. Omul care se ghidează după motoul auzit de la tatăl lui. Dacă vrei să trăiești ca un rege, trebuie să muncești ca un sclav. Omul care astăzi va ieși mult, dansând dincolo de zona de confort, Vlad Drăgulin. Wow, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc mult, ce frumos. Știi ce? Era melodie. În toată distracția noastră de astăzi vom pomeni de câteva ori Mihai Bendeac. E inevitabil. Normal. Și pentru tine, dar și pentru mine. Normal. Pentru că unul dintre prezentatorii, stand-uperii, comedianții, jurații, da, care a trecut serios în partea muzicală, este Mihai Bendeac. Da. Dacă îmi pare rău de ceva, nu pentru faptul că nu mai e la X Factor, la Ai Umor. În mintea mea 2018. E același platou. Și pentru faptul că el nu mai are îndrăzneala să zică, băi, hai să mai facem un moment de muzică românească. Și mi-l aduc aminte când era cu Cotabiță în platou, cântând, da, deschide-ți poarta soarelui. Adică a avut, da, niște mișcări foarte interesante muzicale. A avut într-adevăr, dar... De unde știi tu că acolo sub acele, sub, zi, draperiile lui, așa, nu pregătește ceva? El mereu stă acolo și pregătește și coace și le întoarce de pe o parte pe alta. Zici că este o gospodină care tocmai a făcut un chec? O gospodină nu știu, că nu știe să gătească, dar... Un gospodar, da. Dar un gospodar, da, un gospodar al carierei lui clar este și o să o pregătească. Eu zic o scoat. O scoat. La anul ăsta o scoate. O scoate. Până când o scoate el. Acum vedem ce. Vreau să te întreb dacă asta e o poză în care realmente cântai la chitară sau vrei să te sprijin pe ceva? Nu, era chitara tatălui meu. Tata cântă la chitară. Tu nu? Cântă la vioară, nu. Tata cântă la vioară, la chitară. Trimite grupul de chitariști. Am pregătit un grup de chitariști. Pentru că intră tata. Ar fi fost un moment, într-adevăr, să-l pui pe tata. E foarte rușinos. Dar da, tata a făcut același liceu de artă pe care l-am făcut și eu. Aha. La vioară. Și el știe, cu toate că e economist, a terminat economia, ASE-ul primul pe țară. Așa? A intrat la drept primul pe țară și a terminat primul pe țară. Man. Și unul dintre cei mai buni contabili din România. De ce nu mi-ai spus? Tata, de-aia suntem aici. A rămas în Buzău sau a venit în București? A fost în Buzău, după care a venit în București. A lucrat at the Minister of Interns. And now he's back Maldive? In Buzău. He's back in Buzău. Dar da, el știe să cânte și la chitară și la muzicuță câteodată. Nu cred. Da, dar și la pian. Dar totul se intră tata. Insist, acum insist chiar. Băi, să stai. Fii atât aici. Tu ești tânăr. Ai 33. Vârsta lui Hristos. Și mai înșir o listă întreagă. Îți atrag atenția că noi, eu la 30 de ani, ții minte și acum, Revelionul, 30, 29 către 30. Și stăteam așa cu tata și ziceam, eu cred că ar trebui să cântăm de Revelion.
Da, tati, ai dreptate. Și din momentul ăla de la 30 de ani am cântat de fiecare dată la Revelion. Până la 30 de ani eu nu cântasem la Revelion. Și nu te-ai, adică nu te-ai oprit? În fiecare Revelion ai cântat? Cred că o singură dată de pandemie n-am cântat. Dar atunci ce făceai? Între 29 și 30 de ani. Când am fost la Antena 1, 2000, eu am prezentat primul Revelion de la Antena în piața universității. Ok. 100.000 de oameni. Da. După aceea n-am mai făcut acolo, pentru că toate s-au mutat în partea de nord, a capitalei. Dar până atunci, îți dai seama că eu făceam alte lucruri. Și atunci, cred că și momentul ăsta, când am zis, băi, trebuie să fac ceva mai consistent, pentru că dacă stau, e adevărat că stăteam cu tata. Dar luam pe tata, la unde mă duceam. El stătea la Brașov, de Revelion, de Crăciun, de Paște, ne întâlneam la București. Și atunci a fost o schimbare. Eu cred că în tine, pentru că aici am vrut să ajung, există... într-o stare latentoza, așa îi spune, latină, latentoza, stă acolo și un chitarist, și un violonist, și un cântăreț. Când îi scoți la suprafață? Acum! Acum, astăzi! Astăzi, pe 22 ianuarie! Iată chitara cu care... Așa, mă investești, da, cu chitara asta. Haide, domnule, hai să o facem și pe asta, ce Dumnezeu! Atâta știu, îmi pare foarte rău, la chitară atâta știu, la pian e puțin mai... Adică... Stai. Adică e complex. Nu m-am oprit doar așa la note drepte și atât. Adică vezi că... Ai zice când sunt îmbrăcat așa că iau chitara și o rup. Da, nu, de fapt... Știi cu cine semeni tu acum? Nu. Cu Joaquin Phoenix în... Johnny Cash. Da, Johnny Cash. My love, baby, my love, ring of fire. I walk the line. Deci cânti. Stai așa, fie de aici. Mai ții de versurile? Atâta era. Dar nu știu versul. I put na. Stai domne așa. Să facem treaba. Vezi că astăzi ai ca niciodată. Da. La începutul acestui an ai 3/4 din copiii mei aici. Toma e în partea stângă, stă cu minte acolo și face incantațiile lui pe care le-am învățat de la ce ritualuri. Brahma Putra este așa. Iar în partea dreaptă ai cele două fetele mele mari. Pe Maria și pe Andreea. Pe Andreea o știu de la X Factor. Da, păi țin minte tot. Atunci, mă! Adică cum o cunoști de la X Factor? Păi o cunosc de la X Factor. Vrei să-mi spui ceva mai mult? Nu, Doamne ferește, o știu doar de atunci. Nu, pentru tine ar fi Doamne ajută, pentru mine ar fi Doamne ferește. Și pentru tata și pentru mama ar fi Doamne ajută. Da. Crede-mă. În afară de tine, pentru toată lumea ar fi Doamne. Ia, Doamne, ia să vedem. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Limita perfect trenul. I find it very, very easy to be true. I find myself alone, which day is true. I'm a fool for you. Because I walk the line. Because you're mine. I walk the line. Doamne și domnilor, Johnny Cash în premieră pentru... Încet, până la capăt vom scoate un album. Uite, vezi că m-am trezit azi dimineață, nu credeam că... Ia chitara asta de aici, că nu mă reprezintă. Nu, eu te transform în monstru, pe bune. Un monstru sacru. Auzi, dar spune-mi... Tu cred că înțelegi care e ideea mea pentru a face podcast și pentru a discuta cu oamenii tot felul de nebunii. Să-i faci să cânte, să... Nu. Mersi, mă descurc și singur. Ia mâna, băi, băiatule! Băi, lasă-l în pace! Asta e chitara pe care a cântat Johnny Cash. Nu ești de bun la cap? De la Buzău. El m-a văzut așa, că nu știu ce să fac. Așa. Eu cred că cel mai mișto lucru este să fii liber și oricând să poți greși, pentru că asta e ideea. De exemplu, am vorbit cu cineva, cu Robert Tudor. Așa.
Și zic că Robert, când vine la mine? Pentru că el stă aici în spate, dacă îți vine să crezi. Deci pe jos face un minut. Și ce zici? Nu. Eu vin mereu, frate. Vin cu machet. Baia, vin cu machet. Tu, baia. Foria. E aici, nu? Să intre, Robert. Și îmi zice Robert, Robert Tudor, după ce a râs ca mine, îmi zice, nu, nu pot să vin. De ce? De ce? Nu, 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 nu vreau să mă fac de rușine. A, că se simte expus. Băi, stai puțin. Eu nu... L-ai văzut pe Bobonete cântând? L-ai văzut pe Pircălab cântând? L-ai văzut pe Costel cântând? Exact, bine. Zici nu, dar vii aici. Nu! Nu. Ideea următoare. Dacă eu cânt o melodie... Da. E o chestie de distracție. Chiar dacă tu valsezi două note, de fapt primează. Da, dom'le, că ne simțim bine și exact. Că asta e. Vrei să-ți fac un vin? Nu. Nu atât de bine. Nu atât de bine, okay, că facem distracție plăcută. Iartă-mă, mai insist, te sun mai încolo. La revelionul viitor, vedem cum facem, cum împachetăm și... Deci numai de revelion tragi podcastul cu vin. Tu ai făcut un lucru pe care l-am făcut mai târziu, în adolescență. Tu l-ai făcut de când erai mic. Ce anume? Ai înregistrat pe casete. O, da. Deci ăsta mi se pare un lucru senzațional, pentru că de atunci, nu că se prefigura omul de radio, nu că se... Bă, erai omul care însăila niște chestii. Da, sunt convins că mai... fără mare structură, fără nimic. Exact, exact. Doar o nevoie de a scoate ceva din mine, nu știu, și eram și singur, adică nu făceam cu altcineva. Era un casetofon? Era un casetofon. Să intre casetofon? Erau casetele lui tata, să intre casetele! Așa? I-l-ai distrus, bănesc că era... ori voi erau ce erau. Da, era foarte mândru, avea o casetă cu Goran Bregovici, oh, de care no. Era foarte mândru. Yo. Prin anii... cred că 97-98, o chestie de genul ăsta. Și nu mai știu ce era, Ederlezi, cred că era. Și, mă rog, eu făceam tot felul de emisiuni, în sensul că aveam invitații mei, eu eram moderator. Stai, cum făceai? Adică eu făceam emisiuni. Aici am vrut să ajung. Cum făceai chestia asta? Adică apăsam pe rec și pe play în același timp. Perfect, cele două butoane esențiale. Și vezi că mi-a rămas asta. A rămas asta. Așa. Și pur și simplu începeam o chestie. Da, îl avem astăzi alături de noi pe nu știu cine care vrea. Mă rog, ideea este că se sfârșeau mereu într-un scandal și în invective. Adică asta și foarte repede. Adică... Tu practic, dacă acel casetofon era aici, tu practic schimbai locurile, auditiv cel puțin. Bună ziua! Și care erau invitații tăi imaginari? Nu mai știu, erau tot felul de oameni imaginari. Nu existau, erau și femei, erau și bărbați. Da, cert este că degenera în scandal foarte repede și în invective. Și mare surpriză a avut tatăl meu când asculta Ederlezi. Da? Și la un moment dat, sau nu mai știu ce era, mă rog, începea Nema vice, băgă-mești! Așa începe? În fine, da, astea sunt pericolele. A plecat, au plecat copiii. Au plecat copiii, gata. Acum rămânem într-un suntem motor. Siguri, hai să-i dăm drumul. Și atunci a fost o pauză. Mama s-a uitat la mine și a început, îți dai seama, a început ceva extrem de rău în care mama a încercat să șteargă bucata aia, tot dădea în spate, dar nu se pricepea femeia și dădea și acea înjurătură se tot repeta. A, nu poți să gândi după așa. I-a încercat să, da, dai seama, i-a încercat să o șteargă, dădea iar și s-a enerva și mai rău și o vedeam cum se roșește la față. Mi-am și luat-o, că asta e situația. Asta e. Erau. Dar dincolo de asta, dacă eu eram acolo, aș fi zis, mai e și alt material? Altceva mai știi? Altceva mai știi? Atât ai învățat? Na, atât. Asta făceam. Cumva erau niște certuri, pur și simplu. Erau niște certuri. Da, te gândeai tu cumva că în toată nebunia asta cu aceste casete, aceste înregistrări, aceste personaje imaginare, o să vină momentul când o să fii actor? Cred că am văzut un material pe la TVR când eram mic și voiam să mă fac actor de păpuși. Îmi plăceau păpușile foarte mult și când mă duceam pe la Mamaia, pe litoral, erau tot felul de artiști. Scuze-mă. Păpuși. Exact. Aici mi se urcau maimuțele în cap de mic.
Dar stăteai la poze, văd de mic că... mă puricau, da. De mic mă căutam pe la, mă căutau pe la... Mama aia. Da. Și erau tot felul de artiști care vindeau păpuși. De-astea, dar nu mai știu exact, marionete. Ah, avem... Și ia uite, vezi? Out. Gata, am văzut-o. Iată. Ia. Cu mâna ai. Poți cu mâna? Așa? Ia să vedem. Deci așa cu mâna și pot cu... Ia. Cu mâna de mult. Dar trebuie să-ți bagi mâna. Sunt... A, păi, ok, am crezut că e... doar cu mâna ei. Nu, cu mâna ei, mâna ta și acolo. Uite, n-am, asta n-am apucat să mai fac și chiar sunt... Da, m-a chemat, sigur. Vezi că, uite, poate că... Nu ești singur. Ești împreună cu mine. Nu vreau să o rup sau să o stric. Nu, nu, nu. Vreau să-i stric ceva pe interior. Na, sunt dobitoc, ai... Nu, nu, nu pot să-i controlez gura, din păcate. Da, poate să ce? Vrăduț! Lasă casetele lui tactu în pace! Lasă casetele în pace, Vlăduț! Mai dă un play, te rog! Păi, mamaie, când mai vine, mamaie? Mai dă un play! Mai dă un play! Lăsați, păi, mamaie, copilul în pace! Aoleu, popalar, mamaia, păi el! Când mai vine, mamaie, școala vine? Vezi că a ieșit din zona ta de confort! Ia, ia de aici, ia un milion de la mine, dar să nu spui lui tactu mare, da? Lucruri simple. Ce mală. Deci nu, 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 e clar. Nu cântăm, deci cântăm. Nu, dă-mă mie. Te înțeleg. Te înțeleg. Cred că în adolescență cred că în adolescență nu i s-a întâmplat așa ceva. Nu. Și siguranță, nici micuțul. Da. Nici ceilalți colegi, da, de breaslă, au, nu ți-au adus asta la masă. Toma? Ce frumos! O selecție... Toma, ce asta? O? O selecție de covrigi? O selecție de covrigi din Bacău. Din Buzău. O selecție de covrigi din Buzău! Te rog, ești invitatul meu. Mulțumesc mult de tot. De Buzău, da? Iată. Atât avem și noi și cârnați. Asta e cârnați, uică... din Buzău, din Buzău. Grijă că ăștia fac curăț, sunt scandalagi. Mă, dar ce-au sărit pe mine toți din Buzău. Vrei apă? Ar merge, ar intra o leacă de apă la covrige ăștia. Vrei în pahar sau din sticlă? Nu, no, direct din sticlă. La mulți ani. Tată, sunt un băiat simplu din Buzău. N-am sărit și din gură. Bă, dar ce surpriză mi-ați făcut să veniți toți astăzi. Sunteți foarte dragi. Dragi, de unde vine drag? De la Drăgulin. Iată. Asta e etimologia cuvântului. Dar avocatul din tine n-a ieșit la suprafață. Nici procurorul, nici judecătorul. Adică aia trebuiau să iasă. Și aici ați imagina, e o sală de judecată, în toată puterea cuvântului. Mai degrabă eu cu un infractor în față și... Și tu l-acuzai pe el. Da, procuror, mai degrabă. Mm. Era mai safe. Adică, nu știu, îmi plăcea mai mult, dar... Nu era planul meu, neapărat. Era planul părinților mei. Aha. Din dragoste. Îți dai seama, ca orice părinte își doreau și o viață și un trai liniștit, cumva, drept pentru copilul lor. Da, da, să știi că nu toți copiii apasă pe două butoane pe casetofon ca să înregistreze un... Pe asta ar fi fost bun și ca procuror. Ca să da, înregistrez pe ăla, na. Începem înregistrarea, sunt procuror Drăgulin. Și tot într-un scandal se sfârșea, îți dai seama, nu? Procurorul Drăgulin. Da, procurorul Drăgulin. Îți dai seama, ce amuzant. Aș fi fost un procuror foarte funny. Bă, mi-ar fi plăcut așa ca experiență. Adică, cumva, dacă ar fi să iau viața de la capăt, n-aș mai face asta. Aș încerca să învăț puțin mai mult în clasa 12 ca să intru la facultate. Eu, mai târziu, am făcut exact același lucru. Cu casetele. Înregistrând o emisiune de la televizor, de după 90. Când te nășteai tu, era o emisiune pe care o faci tu acum la ZU, zona de confort. Duminicile celor singuri? Nu. Nu știu care. Midnight Killer? Da. Midnight okay. Caller. Da, ăla era serial? Ăla era serial. Ok. Dar până să ajungem la aia, explicăm cum a venit Cătălin Naum
la părinții tăi și le-a spus că totuși aici se află o mină de aur ca să te întoarcă către actorie? Pur și simplu acel om, domnul Naum era deja o figură ilustră. Absolut. În pedagogia teatrală, cel puțin. Făcuse deja Teatru Podul? Da, din anii 70, mm-hmm. sigur, de acolo ieșiseră foarte mulți actori. Dumnealui fusese profesor și la Facultatea de Teatru, la UNATC și la ATF și la IATC, cum se numea pe vremuri. Și atunci, dacă erai la dumnealui la grupă, era o regulă, adică te duceai la cursuri la școală, dar după toată lumea se urca în tramvai, în troleu, așa, și se duceau la Teatru Studențesc Podul, la Preoteasa, acolo. Mm-hmm. Și continuau studiul acolo. Adică nu exista să te duci acasă să îți continui o viață civilă. Studiu continuu. Da. Dumnealui era într-o zonă din asta de studiu nu se oprește niciodată. Am înțeles, niciodată nu poți fi încântat sau bucuros de, de munca ta. Existența unui artist este o, este o existență incomodă. Tot timpul trebuie să fii ca un burete din ăsta. Am înțeles, care absoarbe de orice de la toată lumea din jurul tău. Dumnealui nu avea soție, nu avea copil. Dumnealui locuia cu mătușa dumnealui, care avea 93 de ani, într-un apartament mare de vis-a-vis de stadionul de la Ștefan cel Mare. Mm-hmm. În fine. Și acest om, nu știu cum, Doamne iartă-mă, a venit la Teatru din Buzău să facă un spectacol de teatru cu elevii din Buzău. Nu știu tu cum. Tu pe vremea respectivă fiind... Clasa 11. Clasa 11. Era în clasa 11. Și eu știam deja că... Ești talentat. Știam că sunt cumva talentat la teatru. Făceam deja liceul de artă Margareta Sterian. Dar nu voiam să mă îndrept către teatru, către actorie. De ce? Aveai motivație? Nu, deja purtasem oarecum discuția cu ai mei. Și erai, am înțeles. Și era deja cumva stabilită, adică, și am ascultat. Adică știam și eu că era o existență puțin mai... Era un trai mai normal, poate, dacă m-aș fi dus spre drept. Era mai simplu, într-adevăr, că na, n-aș mai era judecător. Forța procurorului Bregulin. Da, mi-ar fi fost destul de simplu, știi? Pe la 25 de ani aveam și eu 90 de milioane pe lună. Știi? Da, asta e. N-a fost să fie, a fost să fie altceva. Mă rog, și a venit acest domn ca o cometă acolo în exact Buzău. Ca o cometă. Da, exact ca o cometă acolo în Buzău. Și a făcut o probă, un casting de ăsta foarte mare. Au venit 60 de copii și pe lângă dumnealui mai venise și domnul Iosif Herțea, care era muzicolog, culegător de folclor și făcuse și muzica pentru spectacolul Danaidele din al lui Andrei Șerban. Adică, băi, au venit acești domni. Deci, domnul Naum, care era un tip crescut în Cotroceni, un soi de... aristocrat, așa? Nu. Un fel de machidon, aha, foarte iute la mânie. Aha, aha. Un tip simplu și... Cu un limbaj, da, și cu un limbaj simplu, ceea ce cumva ne-a spart nouă toată percepția asta despre artiști și despre oamenii din lumea artei. Vorbea vulgar, vorbea pe înțelesul tuturor, în limbaj vulgar, asta zic. Sigur, și vulgar și în felul celălalt, dar asta ne plăcea mult de tot. Și domnul Iosif Herțea, care era un aristocrat, care avea la valieră, la gât, care fuma pipă, măi, era ceva din altă lume. Pur și simplu veniseră niște oameni din altă lume. Și eu aveam un prieten, e prietenul meu și acum, și el voia să se facă actor, știi? Și mi-a zis, vine ăsta, Cătălin Naum, și vine, hai să mergem și noi. Și eu i-am zis, bă, eu nu vin, n-am treabă. Și ăsta mi-a zis, bă, du-te dracu, vii că te bat. Și m-am dus și eu la proba aia și erau... Noroc oamenii seara. Da, noroc, eu de bătaie acolo, bătaie am luat și știu că doare. Și mâncare proastă la spital. Și erau 60 de copii acolo aliniați pe scenă. Și punea pe fiecare să zică câte ceva, nu știu, o poezie, fiecare ce știa. Eu nu știam, îți dai seama că eu venisem tocmai, pusesem oamenii cu bătaie. Corect. Și nu pregătisem nimic și de fiecare dată când mai erau trei înaintea mea, eu mă duceam încă trei. Și mă duceam cu încă trei și cu încă trei. Și la sfârșit eu am rămas în acea distribuție. Adică a zis, tu și tu ăla micul de acolo. Că eu am crescut greu. Era secetă, da, da, da. Eu am crescut mai greu. Și
aprobat în distribuția respectivă. Dumnealui, gen, m-a și ras în cap pentru acel, pentru rolul ăla pe care l-aveam. Incredibil. Da, am fost și ras în cap, tocmai pentru că cumva era o, era un spectacol numai din lozinci, format numai din lozinci și numai din proverbe românești. Deci asta, eu îți vorbeam pe un proverb, tu îmi răspundeai cu alt proverb, dar cu altă intenție, știi? Am înțeles. Cumva. Și erau cântece populare, dar făcute de noi. Și cine noi... se trezește de dimineață, departe ajunge. Prietenul adevărat la nevoie să cunoaște. Aquila non capit musca! Adică n-am înțeles ce ai zis. Carpe diem. Senzațional. Știi? Și se încheia totul cu memento mori. Nu vreau. Așa. Da. Cumva erau numai instrumente improvizate de noi. Am înțeles. Făcute. Cântam într-adevăr și la Buhai. Buhai, da. Deci toată muzica era făcută sub bagheta acestui Iosif Herțea, da? Deci care lucra cu... Căruia îi plăcea foarte mult acustic. Incredibil, frate. Incredibil ce s-a întâmplat acolo. Parcă îmi spui o secvență dintr-un film, știi? Chiar a fost. A fost o lună așa ca într-un film. Și pe mine m-a ras în cap pentru că la sfârșit se cânta Ciuleandra. Eu aveam un băț. Țineam un monolog. Tu monolog format din proverbe? Nu mai știu exact ce ziceam. Chiar nu mai țin minte ce zicea. Numai că era o colegă de ale noastre care ulterior a dat și la conservator și a luat și cânta Ciuleandra, în timp ce eu spuneam treaba aia și din ce în ce mai rapid în jurul bățului eluia, în jurul... și muream la sfârșit și muream cu bățul așa. Și trebuia să stau acolo. Cât? Până când ieșea ultimul spectator. Trebuia să stau. Nu cred! Nimișcat, adică da. Tu moartea e permanentă și nu se termină odată cu terminarea, încheierea da. Actului. Da, și trebuia să stau acolo până pleca Incredibil. Ultimul spectator. Îți dai seama că spectacolul fiind la Buzău mai rămâneau de-ai dreacu ca să vadă când mă ridic. Erau niște provocări, știi? Și... Iată cum se încheie. Ia Ciuleandra, ia-l pe Drăgolin la bătaie. Asta. Da, exact. Și, extraordinar. Da, așa a văzut domn profesor, așa a fost viziunea lui dumnealui. Dar cu o seară înainte de premieră a venit la mine, mă rog, într-un context în care toți părinții, îți dai seama că veneau cu ploconul la domn profesor. Domn profesor stătea într-o cameră de protocol de la teatru. Mm-hmm. Adică toate teatrele au o cameră de protocol în cazul în care vine un regizor, vin actori din alte orașe să aibă unde să stea oamenii, știi? Și dumnealui stătea acolo. Ăștia veneau, haideți domn profesor la noi să dormiți, că nu se poate așa ceva să stați dumneavoastră aici. Și refuza. Și cu ziua cu o zi înainte de premieră a venit și mi-a zis să vreau să vorbesc cu părinții tăi. Și zic, eu fiind până atunci, ca să înțelegi contextul, la mine veneau profesori doar să-mi spună, să-i întrebe pe ai mei dacă sunt satanist sau să le spună că voi fi exmatriculat sau, mă rog, să vorbească despre ce căcaturi făceam eu pe la școală. Deci nu mai vești bune. Da, nu mai vești bune. Și a venit domnul, îți dai seama că am sunat-o pe mama, fă grătar, fă scoate țuică, mă rog, în fine, s-au ocupat oamenii. A venit domn profesor acolo. Acasă la tine? Da, acasă la mine. A venit acasă la mine la Buzău și le-a spus părinților mei, printre multe altele, mă rog, cel mai important lucru cu care am rămas toți din familia aia a fost, doamnă, dumneavoastră aveți aur în casă și nu vă dați seama că băiatul ăsta poate să fie un mare actor. Dumneavoastră nu știți, dar să știți că mă pricep, fac asta de în anii 70, am văzut o grămadă de copii și pot să vă spun că băiatul ăsta poate să fie un mare actor. Haideți să-l mutăm la București, să facă liceu acolo, să vină la Teatrul Studențesc Podu, să facă spectacole și așa mai departe. Ai mei, bineînțeles că, mă rog, s-au bucurat de această veste frumoasă, dar nu a fost să plec la București pentru asta. Adică eu oricum am rupt cordonul umbilical greu. Nu m-am dus la București, dar dumnealui a mai venit odată în primăvara acelui an, tot când eram eu clasa 11, să fac jocul de vacanță. Am mai venit odată, am făcut jocul de vacanță, am jucat domnul Bogoiu și ăla a fost primul rol, practic, pe care l-am avut vreodată în teatru. Adică ăla a fost... Cătălin Naumă, reconfirmându-și, practic, intuiția. Da, a venit că ne-a îndrăgit pe noi foarte mult. Cine știe, probabil că era o chestie de asta între teatru din Buzău, care oricum e teatru de proiecte și dumnealui, adică, am uite, înțeles. Îl aducem pe omul ăsta care este un mare om, o somitate, face o chestie cu copiii din Buzău, ha-ha-ha, hi-hi-hi, mișto, câștigă toată lumea, știi, cumva, se vede și bine.
Da, dincolo de asta, iată că au fost câteva lucruri. Câțiva dintre noi am câștigat. Mi-aduce aminte de întâmplarea practic a mea, în care frate-mi intrase la 92 la conservator și țin minte că în 92 a venit profesorul de canto al frate-mi, Ionel Voinac, și țin minte că a venit acasă la noi, ne știam deja, și m-a pus să cânt puțin și mi-a zis, băi, și tu ești talentat, merită să dai la conservator. Iar eu, sub îndemnul ăsta, zic, hai să mă apuc de conservator. Numai că eu am vrut să dau la conservator din Brașov, când 93 a aplicat televiziunea și viața mea s-a schimbat. Da. Da, bine. Da, dar muzica am lăsat-o puțin în spate. Înțeleg. Știu ce înseamnă vina asta, pot să înțeleg. Ai avut o vină? Te-ai încercat o vină? Nu, pentru că cred că nu, eram mult prea tânăr, aveam 20 de ani și nu-mi dădeam seama ce se întâmplă cu mine exact. Dar dincolo de asta, ușor, ușor, muzica încerca să-și facă drum. Știi? Adică eu aveam ceva în interior exact așa cum ai avut și tu și trebuia să fie lăsată să iasă la suprafață. Da, exact, orice s-ar întâmpla. Ca vulcani noroioși, da, de exact. Unde sunt ăștia? Păi tot din Buzău. Noi suntem doi vulcani noroioși. Da, exact, orice am face, oricât de mult ne-am dat înlături, tot țâșnește și tot își găsește. Vrei să vin? Ah, ok, am înțeles. Ok. După ce ai jucat în podul până la urmă? Da, odată ce am ajuns la facultate. Da, până atunci a fost un drum foarte lung și foarte dureros. Adică până am ajuns eu să fiu student la teatru, a fost un drum lung, pentru că eu între timp m-am pregătit în clasa 12 pentru drept. Am făcut pregătire cu cei mai buni profesori pe economie și gramatică. Adică profesori care pregăteau elevi special pentru drept și pentru cine mai dădea, liceul de Academia de Poliție. Așa. Și m-a scos tata de la economie și m-a pregătit el, pentru că erau pur și simplu bani aruncați pe gârlă. Și efectiv. Era specialist oricum, da. Păi da, închipuiesc că a făcut și el un mare efort, pentru că el nu mai era la curent cu economia, cu absolut, felul în care, da, cu toate, da, da, noțiunile astea noi. Programa, da. Dă-i seama, el știa să-și facă meseria, era un bun meseriaș, dar nu știa să predea. Da, ca să-ți închipui cum era la economie pregătirea, bă, erau cei mai buni copii de acolo, din Buzău, știi? Și, adică ăia terminau de făcut exercițiu, eu terminam de citit enunțul, adică la modul ăsta de dramatic era. Nu, am luat-o efectiv de jos. Eu n-am vreo amintire să-i făcut în liceu economie, cu toate că știu că la un moment dat, adică un an de zile trebuie să faci economie. Aia nu mai știu dacă am făcut economie sau nu. Și m-am pregătit pentru gramatică și pentru economie. Am picat, fără 5 întrebări răspunse, aș fi intrat la taxă, ceea ce ar fi fost ok pentru ai mei, dar am picat. Și atunci au fost vreo două săptămâni oribile, în care, îți dai seama, s-au supărat ai tăi? Rău. Am stat cu obloanele trase la mine în cameră, îmi dezvoltasem un mecanism de ăsta cu tata, gen treceam unul pe lângă altul și nu ne uitam în ochi. Da, nu, a fost o mare dezamăgire, îți dai seama, a fost ceva rău de tot, mai ales că taică-miu să mai zicea și el pe acolo, pe la poliție, să pregătește pentru drept, el a pregătit, dă la drept, îți dai seama. Și deodată, asta era mândria lui. Să-i continue copilul pe partea asta de drept. Dar tu știi că, iată că avem niște similitudini, tu știi că am dat la ASE și am picat? Și acum vreau să faci un efort de imaginație. Da. Un mic exercițiu, ai imaginație destulă, să te gândești că tu și eu, tu ai fi intrat pe postul ăla de avocat / economist, iar eu aș fi fost la ASE tot un fel de ceva. Dacă, ca să înțeleagă și oamenii că asta e o chestie pe care părinții, băi, n-ai intrat acolo, nu vreau să mai văd în fața ochilor mei. Da. Acum, nu-i logic că noi doi, dacă am fi intrat acolo, din cauza volumului mare de informație, de 5 ani de zile de facultatea aia respectivă, noi ne-ar fi îndepărtat față de ceea ce simțeam noi că ar fi trebuit să fie. Și muream și de tineri. Și dincolo de asta nu ne întâlneam niciodată. Da, și asta, dar eram foarte nefericiți. Aveam o viață nefericită. Dacă tu ai fi intrat atunci, fii atent aici. Acum, omul, Vlad Drăgulin, care ar fi fost cel mai mare regret al tău acum? Păi ăsta, îți dai seama că n-am mers pe teatru și că nu l-am ascultat pe omul ăsta. Îți dai seama că m-aș fi uitat la emisiuni, m-aș fi dus în continuare la teatru, regret, pentru că așa, la teatru mergeam. Și ai fi fost unul dintre primele rânduri așa, uitându-te acolo, îmi pare rău, nu, da, n-am urmat asta. Te-ar fi sâcâit toată viața. M-ar fi sâcâit toată viața, îți dai seama.
Îți dai seama, mai ales că primisem niște confirmări mari. Corect. De mic. Și cumva îți dai seama că asta te urmărește toată viața. N-ai cum. Merită să încerci. Merită să încerci. Să vezi ce o fi. Dar faptul că nu am luat la drept, nu am trecut peste acea... peste acea admitere, este o dovadă a faptului că nu eram făcut pentru asta. Am înțeles. Adică și asta ar fi chiar și o lecție pentru părinții care își pun copiii să mai dea încă o dată și încă o dată admiterile alea, pentru că dacă nu ești capabil să treci de lucrurile alea care sunt relativ banale, nu ai cum să treci de sesiunile alea în care copiii ai au de învățat hălci, cărți. Nu, nu ești făcut pentru asta, na. Știi că după ce am picat, am dat la TCM, tehnologia construcțiilor de la mașini. Nu te-ai lăsat. Da, dar știi că am intrat printre primii. Și am avut și bursă. Adică erai inginer, nu? Trebuia să te faci inginer, da, sau ceva. Și un prieten al meu cu care mă întâlnisem în facultate, chiar în primul an, eu am părăsit după un an, pentru că am avut multe probleme de înțelegere, cum naiba e diagrama asta fier-carbon, nu înțeleg, și erau foarte multe table scrise și foarte multe lucruri de învățat, și am zis, nu mă regăsesc. Adică atunci când, ok, ai pierdut un an sau ai făcut un an de ceva, nu e pierdut, ți-ai dat seama, ți-ai confirmat că nu e pentru chestia aia. Da, sigur, va exista, adică viața are căile ei să te aducă, dacă ești norocos, într-adevăr. Eu am fost norocos, am avut bulan, mult. Bulan ai avut și la intrarea în ATF? Da, mare. Mai erau 2 săptămâni până la admitere, închipuiți. E o admitere pentru care copiii să pregătesc un an de zile. Eu aveam prietenul ăsta, în continuare prietenul ăsta al meu foarte bun. El se pregătea de un an de zile cu directorul teatrului. Să intre prietenul tău. Directorul teatrului din Focșani. Făcea naveta Buzău-Focșani. În fiecare weekend. Nu e distanță atât de mare, dar totuși te scoate din ale tale. Și repeta, un an de zile a repetat același monolog, aceleași poezii, aceeași povestire. Scuze-mă, acum că vă întâlniți și stați la un pahar de vin. Scuze-mă. Când stați la un pahar de apă plată, Aqua Carpatica, că vin beți odată la Revelion. Da. Să uită așa la tine? Ce noroc ai avut. Să spune asta câteodată? Să mai uită, bineînțeles, să mai uită, dar se știe asta. Asta se simte. Asta hai că știi deja, foarte bine, te uiți și la el. Hai că nu mă mai uită. Nici nu mai are... Nu te mai uită așa, știi? Nu mai uit la tine, că te știi. Te știi, cărnatule. Da, în fine. 2 săptămâni de zile. 2 săptămâni, da. T-ai învățat un monolog. Monolog, o povestire, 10 poezii și 10 piese de citit. Dar nu știam. Din 10 poezii știam 5, sincer, și din 5 poezii știam bine 2. Monologul știam cât de cât, pentru că îmi lipisem eu niște... Făcusem eu acolo, nu eram chiar prost, luasem bacul cu 9,72. Mă ducea capul, adică cumva un soi de inteligență emoțională și așa aveam. Mi-am lipit eu niște replici și l-am făcut, m-am încropit un monolog drăguț. Am prompt eu așa? Da, am făcut un... Un crochiu. Da, exact. Și... Și cântecul deja îl știam că făceam cantul la liceu, cumva și... Eu mi-am dat seama, eu știam lucrul ăsta. Adică mi-am dat seama, un sunet, mie îmi trebuie un sunet, ce știu, îți fac portretul robot. Da. Ce cântec ai băgat? Un monstru! Se apropie monstrii! Dihanie, nu mă lua! Numai una de la Talisman. Pe umeri pletele curg mlădie ca un spic de grâu, cu șorțul negru prins la brâu, o pierd din ochi de dragă, cu șorțul negru prins la brâu. A intrat cineva, am crezut că e Tavi Colin. O pierd din ochi de dragă. Pa ma 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 pa ra ma 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 pa ra ra ma. Băi, frate, cine ești tu, măi, Vlad Drăgulin? Dumnezeu știe. Dumnezeu știe și atât. Și aici se încheie descoperim podcastul nostru într-o fel așa... Într-o chestie ambiguă, nu se știe, e bine, rău, nu se știe, e va muri. Coadă. A lăsat o coadă de pești. Da, extraordinar. Da, și
Atât am... Ai avut și mișcare scenică la chestia asta? Da, da, nu, la ce? La... Ai stat așa? Nu, dra- și am cântat. Băi, tu îți dai seama că asta a fost unul dintre elementele cu care ai convins? Da, știu, îmi dau seama că eram mai bine decât sunt acum pe cântecul ăsta. A, între timp ți s-a mai... Am mai fumat, am mai băut cafele. Da, asta e, dar știu că eram bine și făceam mult mai multe, aveam mult mai multe floricele atunci pe vremea aia. Da, mă rog, pe vremea aia, în fine, aveam un glas mai cristalin puțin. Extraordinar, extraordinar. Și așa m-am dus eu la această admitere unde erau tot felul de copii, na, care erau din spectrul ăsta de copii artiști care vor să categoric ducă partea asta, care erau îmbrăcați ca niște artiști, da, erau, adică, na, mă uitam la fete, țin minte că erau fete care purtau de-astea, purtau pantofi de aia de îngropa mortul cu ei, adică mă uitam și ziceam, nu pot să crezi, zice, bă, eram un băiat venit de la Buzău, băiat cinstit, aveam, m-am dus la admiterea aia cu o pereche de bluși de la Dolce & Gabbana. Așa? Da, scrie așa DNG. Așa m-am dus acolo. Și cu un tricou polo, albastru cu duși de alea orizontale, că așa se purtau în vremea aia. Și ușor, na, din cred popor că, cred că acest contrast între talismanul, felul în care arătam și ce scoteam din mine, probabil că asta contrastam cumva i-a total, și da. Zis, da, uite, că probabil că putem să scoatem ceva din băiatul. Să-i dăm o cămașă, domnule. Da, să-i dăm totuși un o eșarfă, să lasă, că astea să fac, astea le învață cu timpul. Da, toată lumea și-a acordat chitările, toată lumea era cu plete, toată lumea rupea pe acolo, toată lumea fusese la festivaluri de jazz, toată lumea fusese la festivaluri de muzică, la festivaluri de teatru, eu nu făcusem nimic, adică așa, eu oricum mereu am suferit de un complex de inferioritate și mereu am avut treaba asta și cu toate că și în viața mea și eu luasem lecții de pian și eu cântam. Marius, dă-te la o parte. Dar da, microfon avem. Da, microfon ai. Da, microfon avem. Avem acolo, sigur avem. Avem de toate. Ia, dăm cu așa. La tine. Stai, domnule. Ia să vedem. Atâta. Să vedem ce știu. I've got no excuse, and is that alright, yeah? Give my gun away when it's loaded, is that alright, yeah? You don't shoot it home, I'm supposed to hold it, is that alright, yeah? Is that alright? Leave me out with the waste, this is not what I do. The wrong time or place to be cheating on you. It's the wrong time. She's spoiling me through. It's a small crime, and I've got no excuse. And is that alright, yeah? Give my gun away. Aolo, am dat-o de gheață, mă. Iartă-mă, mama! Cine ești tu? Cine ești tu? Du-te de acolo! Pleacă din viața mea! Aoleu, am una pe storia meu, când mai bine... Băi, frate, am rugăminte la tine. Am rugăminte la tine. Te rog. Cât timp te mai ascunzi? De ce anume? De... Eu cred că dacă tu ți anunți mâine un concert, domnule, și noi l-au Vlad Drăgulin în concert, o să-și facă unii cruce, alții zic că cine naiba se crede ăsta, dar fi sigur că lumea va veni... 2-3, ori să zică, hai să vedem. Ai 20-30 ca să fie cu optimism. 20-30. 20-30 da. O să vină, pentru că atâta e clubul. Da, pentru exact, că da. E important să ai un club mic și să vină
multă lume să vină încăpător decât să ai cel mai mare club și să vină câțiva să fie dezolant și gol. Știi ce da, Horia, dar trebuie să învăț piese. Asta mai rămâne. Trebuie să învăț niște piese. Acum rămâne de văzut. Dar cred că la un moment dat o să fac ceva mișto. Și uite, chiar să roagă Ioana Anunța, Gio. Da. Spune că, hai mă să facem o piesă, hai să facem o piesă pe și mi-e rușine, îți dai seama că mă codesc. Dar de ce să fie rușine, mă? Nu știu, habar. Bine, Gio poate să fi îndrăgostit și de tine. Asta nu dai la o parte. Asta nu știu. Asta nu știu, aici nu mă bag. Aici nu se bagă tataia. Dar cine știe ce ar putea să iasă. Putea să fie ceva ca în High School. Așa cum zicea și melodia, să vedem ce o să iasă. Ce o să iasă. Da, ți-am zis. Și a început această admitere, care a fost foarte important, un moment foarte important din viața mea, dar care a ținut foarte mult de șansă. Și cumva de misteriu, mă feresc să vorbesc de zona asta și să-i dau așa o interpretare mistică, dar chiar a fost. Pentru că înainte de toată treaba asta, era o colegă, era o fată care avea niște ochi albaștri, așa pătrunzători și stătea cu capul de perete. Eu stăteam înainte să intru în sala respectivă, la prima probă aia de poezii și de cântec. Și se uita la tine. Și se uita la mine, eu fără să o cunosc. Și îmi zicea, o să intri, o să vezi. Stai liniștit că o să intri. Deci a fost... Ea a intrat? Da, a intrat și ea. Dar și după aia am intrat în acea sală și era așa. Profesorii aveau lista, da? Lista cu ce ți-ai pregătit tu, cu poeziile. Erau 10 titluri de poezie, repet, eu știam 5, din care bine știam 2. Nu vă să cred așa ceva. Da. Și au ales exact ce ai zis tu. Da. Extraordinar. Și mi-a zis, eu știam că se merge pe fabulă și mi-a lăsesem și o fabulă, adică nu mă dusesem acolo cu La Fontaine, adică eram oricum copil de intelectuali, mă dusesem cu Păstorel Teodorean, mă dusesem ceva mișto. Tradițional. Da. Și am spus fabula aia, ia zi fabula și am zis yes, a fost bine și s-a uitat așa pe lista aia și a zis, zi mă băiatule ce vrei. Și am zis, yes, mai știam încă una. Și bă, o știam pe una bine, rău de tot. Și aia a fost, m-a pus să cânt, ați văzut, așa, și am trecut la următoarea etapă. Următoarea etapă era cea scrisă, aia unde îmi dăduse bibliografia cu 10 piese de citit. Eu citisem probabil vreo 2, ceva de genul ăsta și asta pentru că eram la liceu de artă, dar... Altfel în rest, ce era bibliografia aia, nu citisem, pentru că nu mă pregătisem pentru asta, eu nu o văzusem venind. Și era, dădea cu noi admiterea o fată care era cu un an mai mare decât noi din Buzău. Așa. Ea era fiartă pe actorie, voia să facă actriță și așa, picase în anul în care a dat ea și acum picase iarăși din prima. Și ea știa tot la perfecție și ea, mă rog, avea niște bucurii la mine. Și, așa. Și mi-a zis, vino la mine. Așa. Să... Vino la să-ți arăt bomboanele bucuria. Da, dar să-ți povestesc și despre piese. Și m-am dus. A fost momentul în care am fost curvuliță. am fost o curvuliță. Adică stai să-i puțin. Tu ai făcut un schimb emoțional pe baza informațiilor ei. Da. Foarte bine. Da. Schimbul emoțional din partea mea, adică eu am răspălit tot de mai încolo, dar nu contează. Nu chiar imediat, că aveam admitere, nu puteam așa. Iartă-mă, dar amintea mea, acum vreau să te întreb, apropo de schimburi emoționale, ce s-a întâmplat cu fata cu ochii albaștri? Păi nu s-a întâmplat nimic, de altfel ea nu cred că mai adică ea nu profesează. Na, deci aia. Nu vă mai vedeți? Nu ne mai vedem. Și nici nu mai văd. Îmi pare rău, Cerasela. Da. Cerasela îmi pare rău. Da. Asta e situația. Da-ți mulțumesc pentru încredere. Și Vlad îți mai dăruiește din prea plin lui sentimental încă o piesă. Și mi-e dor de ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi, ce ard ca două văpăi, ochii tăi, ochii tăi. Mama, mama, mama. Au, știi și pasta. Nu mai știe, tata. Nu. A, nu știi pasta. Nu știu. Tu ai venit, o știu, dar da. Nu știu versurile, din păcate. Eu am vrut să o scurtez, dar tu ai vrut că ai lungit-o. Văd că le lungești bine, am înțeles. Mă mănâncă. Te mănâncă. Bine, dragă, bine. O să... Cică ce ai? Am un prurit muzical. Ăsta-i că la care te... Și ca să-ți explic atmosfera din acea cameră, din acea noapte, gândește-te că ea era îmbrăcată doar cu un tricou, atât. Puțin mai lung. Și îți explicație de... Și îmi povestea și stătea pe un pervaz
stătea pe pervazul balconului. Asta e din filme, din picturi. Băi, jur, eu ți-am zis că asta băi, e, frate, a fost o săptămână interesantă din viața mea. O de săptămână învățăminte. Plină de tot felul de învățăminte, în care, na, am și fost curvuliță. Am dat-o toate părțile, că n-ai ce să-i faci. Aia e, anunța o carieră. Alo! Alo, micuțu, râsul ăsta l-a făcut și în Klaus și Barroso, scuză-mă că te drag. Nu, e altul. În Klaus și Barroso am alt râs. Okay. O să vezi. Ok, păi o să văd. Și m-am dus acolo, practic m-am culcat la 6, ca să-ți dai seama. Așa. Și m-am trezit la 8, ca să ajung la 9 la admitere. Am luat-o și pe aia. Și la sfârșit era admiterea mare, admiterea în sala mare. De fapt, unde se făceau și anunțurile. Da. Se făceau spectacole și așa, în regim de spectacol, da? Cu toate reflectoarele aprinse, cu studenții veniți să-i vadă pe fraierii care dădeau admitere așa. Și așa. Boboce. Înaintea mea, ținuse pe 1,40 de minute, frate. Enorm, enorm. Și când a ieșit băiatul ăla, era transpirat, efectiv, și a s-a auzit, Drăgulin. Și am ieșit eu după cortina aia. Da, de la Buzău și eu am vrut în naivitatea mea să salut comisia. Și le-am zis la domnul, am zis să trăiți. Și eu am început să râdă. Început să râdă sala și după care m-am uitat la doamne profesoare și să nu iar au început să râdă. Și după care m-am pus să zic monologul, am zis povestirea, am zis-o și mi-a zis să păi atât. Și zic, atât? Da. Zic, bine. Să trăiți. Să rămân. Și am plecat. Și mișto că asta, de asta ți-am zis, că mi-e foarte greu să mă desprind de latura asta mistică a evenimentului. Rezultatele s-au dat la ora 10:30 pe 4 septembrie și pe 5 septembrie era ziua mea de naștere. E ziua mea de naștere în continuare, dar și n-ai cum să nu o iei. Când vin chiar așa și așa la întâmplare și complet pe nepregătite, n-ai cum să nu o iei. Ca ceva de la ceva de sus care a zis, ia bă drumul ăsta și mergi pe el. Și de fiecare dată când m-am... Asta m-a urmat cumva până acum. Pentru că de fiecare dată când am deraiat de la drumul ăsta, că de asta ți-am spus, de asta te-am întrebat atunci, dacă nu cumva te simți vinovat, te-ai simțit vinovat când ai deraiat puțin, când ai mers de la muzică la... Dacă de fiecare dată m-am simțit vinovat și de fiecare dată am simțit cumva că mă trage iarăși drumul ăla și că de fapt drumul ăla, pe ăla trebuie să merg, că ăla e drumul meu, știi? Era în anul 3. Da, în anul 3. Când ai văzut prima dată o chestie la televizor? Înainte de anul 3, eram în vara din anul 3. Aha. Se dădeau în reluare în Puii Mei. Era noapte și cumva stăteam, m-am uitat și eu, mai ales eu între timp, am fost cumva dus și virat de către profii mei, către zona asta comică. Adică cumva proful meu mi-a intuit de la clasă, Paul Chiribuță, mi-a intuit zona asta, latura comică și mă îndrepta către acolo. Și eu simțeam că mai degrabă o simt pe asta decât pe aialaltă. Și cumva maniera mea merge spre... Paul Chiribuță este chiar... De racheta aia de tine. Da, și cumva mă uitam la sketch-urile alea și am ieșit pe balcon, am fumat o țigară și mă gândeam, bă, cred că aș putea să fiu printre cei mai buni în asta. Mi-ar plăcea mult de tot. Măcar așa să încerc zona asta. S-a părut... Și uite că în mai puțin de o lună un prieten de-ai mei, foarte bun în perioada aia, care mi-a fost ca un frate în perioada facultății, din bunătatea și generozitatea lui, el trebuia să fie la Puii Mei. El făcea niște chestii foarte amuzante pe Facebook. Era cel mai talentat din anul nostru, Alexandru Noghi îl cheamă. El acum este regizor la operă, la Opera Națională. Și avea veleități și regizorale și are în continuare. Și mai ales că el este băiatul tenorului Robert Noghi. Robert Noghi, nu știu. Copil crescut de mic în operă și cu care am avut multe bacante pe perioada facultății. E, și faza este că aceste sketch-uri pe care el le făcea au ajuns cumva la Mișu, la Mihai Bendeac și el și l-a cooptat în
pentru echipă, știi? Și s-au întâlnit și au zis, bă, uite, aș vrea să faci personajul ăsta, am nevoie să faci personajul ăsta, Nicușor de la Brăila, că l-am descoperit, este super tare și de ăsta aș avea nevoie. Și el a zis, eu pot să-l fac, dar știu pe altcineva care îl face foarte bine. Și, frumos, un gest care e foarte rar în piața asta, da, nebună. În piața asta și în tagma asta și... Foarte rar. Super rar. Rare ori se dă cineva. Din contră, 99,99% din cazuri sunt, dă-mi-l mie, că-l fac eu, domne. Lasă-l pe altul. Mai bine că nu-l face nimeni. Exact, ăsta e. Bravo. Da. Și așa s-a întâmplat treaba asta. M-am dus acolo la... Eu îl făceam, făceam personajul ăsta. Eu aveam o pasiune cu prietenii mei în liceu. De când s-a făcut YouTube-ul, cam de când eram eu clasa a noua. Ne uitam la tot felul de filmulețe de-astea, că românul ce să facă, filma... Absolut, tot felul de năzbâtii de-astea. Tot felul de năzbâtii de-astea. Și era pasiunea noastră, să ne uităm la tot felul de lucruri. Și îl imitam, tot felul de personaje. Și l-am imitat pe ăsta, pe Nicușor de la Brăila, Dumnezeu să-l ierte, că acum nu mai e printre noi, din păcate. Chiar nu știam. Da, 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 s-a dus acum câteva luni. Eu îl imitam și cumva am ajuns acolo, la probele respective, era Emi Pârvu, era Pavlu, era, îți dai seama, mi-era o rușine. Bă, mi-era o rușine. Și am deschis gura și ăștia deodată s-au căcat pe ei de râs. Îl știu, îl țin minte pe Mișu, că era chel și atunci avea chelia roșie și așa. Na, și au urmat aceste două sketch-uri. Eu venisem pentru două sketch-uri. Era unul, Nicușor de la Brăila, Mucea și Flocea. Erau personajele lor, deja super iubite și așa. Eu nu mi-a aduc aminte pe Malone, pentru că asta a fost cruce pe care din când în când ai avut să o duci și a trebuit să o duci, dar pe Nicușor ăsta nu mi-l aduc aminte. Trenul personal din direcția Galați sosește în stațiile Neci și va pleca în direcția Pemnicu-Fărat, Sărat, București, Buzău, Constanța, Buzău, Brăila. Apă plată, bă! Mi s-a rușit chilia. Mi s-a rușit chilia. Ăsta era Nicușor, da. Și stătea așa, parcă, încep acum să-mi aduc aminte, era două picioare așa și era în fața unei gări, parcă. Era la Piața Mare de la Brăila. Da, așa, așa. În fine. Cam ăsta era discursul lui. Complex, complex, complex. Pot să spun aici, dar el era, adică conținea și vulgarități. Și probabil că asta a nebunit, probabil că și asta a nebunit lumea, dar și cumva imitația, îți dai seama, era o imitație la care eu practic munceam de ani de zile. Dar el nu știa asta, nici Pavlu, nici Bendeag nu știau. Nu știa nimeni lucrul ăsta. Dar ți-a venit foarte natural. Da. Super natural. Mi-a venit natural. Plus că, na, cumva, eu am avut o chestie vis-a-vis de personajele astea. Mi-au plăcut întotdeauna, dar întotdeauna mi-a fost foarte frică de ratare. Și cumva, după cum știi, de ce ți-e frică, aia atragi, cumva. Și mereu am avut o fascinație vis-a-vis de oamenii ăștia, pentru că mi s-a părut o lume de care toată lumea se ferește. A imita personaje de genul ăsta? Sau? Da, personaje de genul ăsta, știi, de factura asta. Oamenii se feresc de ei. Dacă vezi un om al străzii, da, nu te uiți, îți vine să zici, nu există. Dar acolo e o lume. Acolo e o lume foarte interesantă. Și acolo se întâmplă multe lucruri și adică eu stau cu ochii. Da, dar în același timp tu ai dat valoare oamenilor pe care exact. Ei, chiar da, și ei, interesant lucrul ăsta, și asta i s-a întâmplat și lui Mihai Bendeac. A luat niște personaje, personajul a rămas oarecum obscur el în propriu zis, dar de fiecare dată așteptai din partea actorului să-l ducă la paroxism. Da, și pe lângă asta ei ieșeau mereu învingători. Asta era, personajele astea întotdeauna ieșeau învingătoare din orice situație. Asta era de fapt cumva elogiul pe care îl aduceam personajelor ăstora. Și întotdeauna am avut și o fascinație vis-a-vis de personajele cu dizabilități în general psihice. De altfel, licența mea s-a numit Asumarea personajului cu dizabilități psihice. Așa s-a numit. Mi-am dat licența cu Zbor deasupra unui cuib de cuci. Aha. Personajul Billy Bibbit. Și acolo este vorba despre un spital din ăsta. Da, știu. Și mi s-au părut niște personaje foarte grele.
de făcut pentru un actor, pentru că necesită de fiecare dată compoziții. Știi, fiecare dată ții foarte bine minte toate pildele pe care actorii mari le-au dat, în care a trebuit să se ducă în spitalul respectiv, trebuia să studieze luni de zile pe asta, să aibă asta niște... Asta e pe la americani, știi? Asta... Normal, noi n-avem timp de așa ceva. Nu că n-avem timp, dar nu e școala noastră, nu spre asta merge. Adică știi că când s-a făcut ăsta Taxi Driver... Robert De Niro 6 luni de zile a mers cu taxiul prin New York, a fost taximetrist. Ori asta, mă rog, când a făcut Dustin Hoffman Rain Man, a stat să vadă cum se mișcă respectivii autiști. Asta da, clar e o muncă pe care trebuie să o faci, numai că ei se duc foarte mult înspre zona asta, mai ales ei fiind, ei făcând cinema foarte mult, iar în cinema este foarte greu să devii să fii credibil. Mm-hmm. Jucând cu școala noastră, care e școală de teatru, e școală rusească, am înțeles, mai mult spre teatru. Anii în care tu ai făcut facultatea, crezi că cei de la facultate te împingeau să, sau au împins actorii să devină, să aibă încredere în televiziune, apropo de sketch-urile pe care le-au? Nu. Atunci încă era perioada când teatru era, avea o coloană vertebrală. Da, sigur. Și universitatea în sine era o universitate de artă. Era o universitate de artă, mândră, unde se făcea numai artă înaltă și serialele din TV, oamenii care se duceau să facă reclame, erau priviți așa cu un ochi închis și cu unul deschis. Știi că s-a întâmplat un lucru pe care vi-l istorisesc acum. Eram în 97, la Teatrul Național, jos, unde se trăgeau voci. Și eram cu Horia Murgu, care mi-a fost profesor la ATF, eram cu Dinu Manolache, cu Șerban Celea și cu Gheorghe Dinică. Gheorghe Dinică îl făcea pe Scrooge din familia Donald Duck, Dinu Manolache îl făcea pe papagalul din Aladdin, iar Șerban Celea îl făcea pe Duh. Ca să vezi, eu eram cel care trăgea genericul de la Aladdin. Sunt zile și nopți de foc arzător. Da. Bine, n-am atâtea floricile ca tine. Tu erai specializat. Aia e una din ariile mele preferate din Aladdin. Aia, A Whole New World. Da, da. E. Dar nu cântăm. Și la un dat zice Gigi, Dinică, zice, bă, da, m-au certat ăștia. Păi cum, ce ți-a întâmplat? Păi uite, mă, fac niște personaje de desene animate, că ăsta nu e artă, că nu știu ce. Și atunci m-am dat seama, eu nefiind la actorie la ATF, că de fapt oamenii sunt împotriva oricăror alte secțiuni ale artei în general, are planul artistic. Băi, Richard al treilea, Richard al treilea până la capătate. Dacă tu pui vreo voce la un desen animat, nu-i bine. Nu, te-ai deraiat. Ai deraiat, și da. Numai, gata, te-ai stricat. De atunci am simțit această... Da, exista zona asta elitistă cumva, da. Dar cred că s-a dispersat și adică îi văd pe ăștia mai mici. Mult mai relaxat tineri, acum. Da. Care sunt mult mai relaxați și acum nu mai spune nimeni, nu mai consideră nimeni. Toate că la mine veneau și colegi care îmi spuneau, bă, îți dai seama, eram ca frații, 3 ani de zile am fost ca frații, am băut, am stat bacante și așa mai departe, am repetat împreună, se creează o legătură acolo între noi, știi? Mai mult decât studenții la alte facultăți. Noi ne petrecem mult timp împreună. Corect. Și băi, a venit la mine și îmi ziceau, bă, m-am uitat azi noapte la ce ați făcut voi acolo la puii mei, bă, un căcat pe bun, nu, vezi că e rău de tot. Cum ar fi fost să-i ascult pe ăștia? Bă, cum ar fi fost să-i ascult pe ăștia și să nu fi mers mai departe pe drumul ăsta? Să nu fi mers pe trenul ăsta, știi? Și atunci am vorbit cu Mișu și mă duceam la filmări și zic, bă, uite că pun ăștia presiuni de la mine, de la școală. Ce-ți și colegii dat? Și asta. Și mi-a zis, bă, știi care e faza? Ia-i, dă-le sketch-ul nostru, câte pagini are? 5 pagini. Dă-le sketch-ul nostru și să facă ei. Poate ca imitație nu atât de bine. Dă, bă, dați fie amuzant. Așa cum facem noi, cu 20 de minute de repetiție, cu toată lumea să vină cu textul învățat de acasă, cum tragem noi într-o oră, hai, să facă în timpul ăsta și să scoată ceva ok din asta, ceva prizabil de public din asta. Și atunci mi-am dat seama că da, într-adevăr, și intrase în plus că acolo era o pepinieră, era Pavlu, era Jitea, era Gabi Costin, Corbeanu, Andreea Vasile, adică era Mișu, adică bă, erau Emi Pârvu, bă, erau niște actori. Și Anca. Anca a venit mai târziu. La ce, când a venit Anca? Anca a venit prin 2015, ceva de genul ăsta. Odată cu Băieți Doraș. Băieți Doraș, corect.
Și mă uitam la oamenii aia cum sunt totuși niște, niște artiști buni, cum sunt niște actori buni, dar cu toate astea pot fi și relaxați și deloc elitiști. Și acolo nu exista ierarhie, adică toată lumea mă trata ca pe un egal. Adică eu m-am dus la Pavlu și îi ziceam bună ziua. Îi ziceam să trăiți, îi ziceam bună ziua și ăla mi-a zis, dacă mă spune o dată bună ziua. Eu nu m-am acționat așa. Ți-am zis, Vlad, te rog, poți. Maturizează-te. Poți. Dă-i drumul. Da, da, și mi-am dat seama că, uite, bă, totuși ăștia sunt niște oameni care fac și totuși nu sunt elitiști deloc și n-au preconcepțiile astea și n-au prejudecăți și poate că asta cumva a stricat breaz la o perioadă. Poate că prejudecățile și preconcepțiile. Știi ce a fost interesant privind peste ani? A fost o infuzie puternică de umor de genul ăsta, știi? De sketch-uri de genul ăsta. E adevărat că și eu am lucrat cu Octavian Sava, cu Dan Mihaiescu, de exemplu, și m-am bucurat foarte mult că în primii ani și Mișu a fost... Și Mihai a făcut exact același colaborări. Da. Eu știam de la TVR și am lucrat cu el în diverse sketch-uri la TVR. Ăsta a fost Nicușor de la Brăila. Care au fost personajele care ție ți-au adus o bilă albă de la box office, să spun așa? Bineînțeles că e Malone care a intrat... Băi, iar eu sunt bălălău. Asta ca să știi despre mine. Deci eu, Malone, eu am văzut făcut de tine, nu aveam nicio fel de referință și pe mine... Eu stăteam pentru că știind foarte bine care e un regim de filmare în care poate înainte de... Exact cum ai zis, cu o oră de filmare ți se dă un fel de... Uite, astea sunt versurile tale, Vlad, dragă. Și acum hai să dăm textul. Dădeai textul, aveai cu... E bine, trebuie să fii... Când da acțiune și motor și îi dai drumul, trebuie să-l îmbrățișezi și trebuie să-l asumi puternic pentru a scoate chestiile alea pe gură. Da. Așa am scos, așa am reușit să scot. Și asta e o binecuvântare, personajul ăla pentru mine, pentru că așa am reușit să scot. Acum... cumva din spate spun niște lucruri care sunt puțin mai dark, chiar dacă este vorba de un personaj comic. Pentru că așa a ieșit, că așa mi-e maniera. Dar... El nu e comic la baza lui. El la baza lui nu e comic pentru că el are la bază complexul meu de inferioritate și complexul prostului. Pentru că întotdeauna am avut impresia că mă cheamă. Hai prostule! Hai prostule! Bea-mă! Da, am trăit foarte mult fiind beneficiarul unui sistem de învățământ post-sovietic. Încă am prins niște reminiscențe prin 1-4 din partea unei doamne învățătoare care nu era chiar nu folosea niște strategii. Niște strategii pașnice. Și de atunci, dintr-un rai în care am trăit până la 7-8 ani, am intrat într-un soi de nazism. Într-un soi de nazism, într-un soi de iad. În ce-ar care fi putut fost... să facă doamna învățătoare? Ce-ar fi putut să facă? Să... Îți băga ghearele aici și te zmucea. Nu cred. Ai chemat-o la... te zmucea și îți dădea drumul. Și unde picai, tu fiind mică... Hai mă, nu cred. Și tu unde picai și gândește-te... Mai ții minte băncile, da? Cum era pe vremurile noastre, părea că ai luat un stejar și l-ai scobit și ai făcut niște bănci. Ei, eu am picat cu partea asta, am picat aici. Și picai, da, picai, plângeai și... Incredibil. Se uita la tine și spunea, mămăligo, ridică-te. Așa, adică, na, erau... sau dacă nu știai, exercițiul te trecea la tablă, nu știai și le zicea colegilor, hai, râdeți de el. Hai, mă. Și colegii tăi, da, copii ca și tine, râdeau de tine la, când doamna ridica și zicea, hai. Râdeți de el. Și probabil că de acolo mi s-au tăiat aripile. Pentru că înainte fusesem un prințișor al familiei. Eram îmbrățișat de toți, știi? Tu n-ai avut frați sau surori? Nu! Știi? Tocmai de asta zic. Am fost mereu ca un prințișor tratat de toată lumea și mă iubea toată familia și n-am simțit niciodată... Pregătește prințișorul meu! Și n-am simțit niciodată că sunt prost, n-am simțit niciodată că cineva trebuie să râdă de mine pentru că nu știu un exercițiu la matematică. A fost în cel mai puternic mod bullying, sănătos, agresiv. Sănătos, n-ai zice, aș fi preferat să nu am perioada aia. Dacă ai văzut filmul ăla despre Bruce Lee, știi? Bruce Lee care îi bătea pe toți, dar numai că noaptea venea la el de fiecare dată, spărgea peretele venea un samurai, venea un demon și îl caftea mereu. Știi? Și cu toți avem demonii noștri, iar demonii mei se trag într-adevăr de acolo, pentru că oricâte lucruri aș fi făcut,
oricât de multe confirmări aș fi avut, întotdeauna vin vocile astea care zic, stai dracu jos, ești prost. E, în fine, și toate lucrurile astea am reușit, că asta e binecuvântarea la meseria noastră, că putem să scoatem din noi în niște contexte, putem să scoatem toate lucrurile astea. Și Malone, într-adevăr, era prostul grupului, era victima grupului, era întotdeauna și eu cumva, îți dai seama că atunci când ai complexul ăsta al faptului că ești prost, întotdeauna te ferești toată viața să fii într-un context prost. Și cumva știi cum e. Știi cum e cineva care e tratat prost, ca pe un prost, și știi pe aia care sunt buliți, pe aia care primesc bully și așa mai departe. Și așa am putut să scot acest personaj care este inspirat oricum din foarte multe personaje colorate de pe acolo, de la Buzău. Da. Mișu făcea, exista la un moment dat pe Facebook, exista o provocare de asta, zi 10 cărți pe care le-ai citit și departe. Da, știu. El a făcut un personaj cu ocalar. Eu am citit doar broșuri și nu am... Nici eu m-am ferit. Urzica și Rahan. Perioada aia mi s-a părut un blestem. Mă rugam Dar așa cum sunt oameni care... Zi-mi, te rog, 10 filme să mă apuc de un serial. Da, niciodată. Și el a făcut un cocalar, a încropit un cocalar și a făcut această provocare. Și cocalarul ăla era Robi Roberto, ca așa a început. Cocalarul ăla era Robi Roberto, era ca o schiță a acelui personaj atunci, pe vremea aia. Și după care l-a introdus pe Robi Roberto într-un sketch. Era Robi Roberto la date sau ceva. Și a mers foarte bine sketch-ul ăla și la Mișu în bucătărie am avut o discuție și mi-a spus că, băi, uite, aș avea nevoie și de un prieten pentru asta. Și aș vrea să fie așa, ca o halcă de carne, să aibă ochelari mereu pe ochi, să nu-i vezi niciodată ochii. Bă, să fie ultimul prost. Și efectiv, cu părul, și prost. Ți-ai făcut și tu părul atunci. Povestea părului este că eu aș fi vrut să am părul cum avea Will Smith în The Fresh Prince of Bel-Air. Aha. Numai că, na, el avea o altă textură a părului și mie nu voiam să l-am așa pătrat, țac, 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 în colțul. Am înțeles. N-am putut să fac asta din părul meu și a ieșit chestia aia. Și ulterior a degenerat într-o creastă și am zis de fiecare dată să fie creasta și mai mare de la sezon la sezon și fiecare liniuță pe care o aveam aici marca numărul sezonului respectiv, știi? Astea sunt așa niște inside. Dar telespectatorii știau chestia asta? Nu știa nimeni, pentru că eu nu am avut ieșiri de genul ăsta până la X Factor. Eu nu am avut ieșiri as myself. Eu am refuzat apariții. De aceeași teamă de eșec? Da. Am avut o părere foarte proastă despre mine, pentru că în asta degenerează aceste evenimente care ți se întâmplă de mic. Am avut o părere foarte proastă despre mine, am crezut că singurul dar al meu este să joc și să-mi văd de treabă și atât, în rest să fiu un fel de Carla's Dreams, vin, mă maschez, joc, la revedere, nu vreau, nu-mi trebuie nimic, nu-mi trebuie apariție publică, nu-mi trebuie nimic, pentru că am considerat că nu e nimic interesant la mine. Dar dacă nu era așa, deci ne aflăm acum în perioada 2014-2020, da? Hai să zicem chestia asta. În perioada asta de 5 ani de zile, dacă tu nu aveai un complex de genul ăsta, la ce emisiuni te duceai tu? La ce emisiuni te-ai dus? Dacă cineva de la Te Cunosc de undeva îți dădea hai aici, te ducea acolo? Nu. De ce? Pentru că nu pot fi atât de performant. Asta ai, mă! Nu, aici ești în continuare durt cu tine și știu lucrul ăsta. Și acolo presupune, are o latură de being as myself. Are o latură de canapea, dar ca personaj. Dar, mă rog. Dar tu ți-ai refuzat multe apariții de genul ăsta. Da. Tocmai, într-un fel a fost bine. Da, am refuzat mult să înfund canapele pe la emisiuni, am refuzat interviuri, am refuzat să... Da, pentru că nu asta am vrut de la mine și de la cariera mea. Am vrut să fiu pur și simplu pe drumul meu și să îmi fac treaba și lumea mai întâi o lungă perioadă să mă știe pentru ceea ce am făcut și poate după să pot să și vorbesc despre asta. Dar mai întâi un fundament, pentru că acum pare că lumea mai întâi vorbește și după care... Da, corect, invers. Performează și destul de... Și conținutul lipsește cu desăvârșire. Da. Malone ăsta a fost, exact cum ai zis tu, o binecuvântare, dar iată că știu de o întâmplare care s-a petrecut cu tine la un restaurant, care aș putea să spun, să clasific această întâmplare, e periculos, o sport jersey. Da. Asta e partea...
Reversul medaliei. Este reversul medaliei, da. Pentru că unii oameni, tot de factura acelui personaj, nu reușesc să te desprindă de ei pur și simplu, dacă te văd așa, da, dacă te văd oricum, dar nu fiind machiat ca și personaj, te văd tot ca personaj. Pur și simplu, adică pare că au un văl pe ochi și nu reușesc să desprindă treaba aia. Bă, uite-l că nu mai arată așa, adică vezi că are asta prinsă la gât, corect, mai are încă una. E alt om, total alt om. Da, e alt om, stă la un restaurant, e cu un prieten, stă, mănâncă, adică, na, da, și s-a întâmplat o chestie destul de nasoală. Era o masă de 15 oameni, 40 plus, pușcăriași. Clar, sau oricum genul care oricum la un moment dat în viața lor au înfruntat sau ar înfrunta pușcăria. Destul de rău, adică a fost destul de nasol atunci. Unul dintre ei s-a ridicat de la masă, s-a desprins de acolo și a venit la mine și mi-a zis, mă rog, mi-a adresat niște injurii, dacă te suport eu pe tine cu creasta aia și cu ochelarii aia, și zic eu, rol, tată. Mă rog, așa, it's a cash, baby. N-am râs. N-am râs, mi-era frică. Așa, și mi-a zis, a scos briceagul, l-a pus pe sumasă, l-am văzut și mi-a zis, ia zi unde să fac buzunar. Ia zi unde să fac buzunar. Și mi-a luat un cartof, l-a băgat în gură și a zis, oh, mă, dracu, că ți-l plătesc, du-te. Mă rog, dar asta a fost cea mai nasoală, într-adevăr. Asta a fost destul de nașpa. Lumea toată mânca, erau oameni civilizați, dar ce trebuie să te bagi? Cum să te bagi? Tu în momentul ăla, ce ai simțit tu? Am simțit că mi-o iau. Am simțit că mi-au bătaie. Pentru că am simțit că o să degenereze. Eu am simțit doar să tac. Pentru că am zis că e cea orice... mai bună modalitate de a plana situația. Da, pentru că orice aș fi pus... era, ăla s-ar fi folosit de treaba asta, ca probabil să mă lăchească și mai tare. Pentru că era cumva o chestie de bravadă. Hai să vezi ce mi-ți-l fac cu ăsta. În fața celor alți. Da, ăia vorbeau, toți râdeau și așa mai departe. Îți dai seama, a fost destul de nașpa. Da. Și după aia mi-au trimis oamenii mesaj. Mi-au spus, îmi pare rău, am fost acolo, cer scuze că nu m-am băgat. Foarte nașpa ce s-a întâmplat, scuze. Mă rog, tot felul de chestii de genul ăsta. Fost nașpa, nu s-a băgat nimeni, adică efectiv putea să-mi bage la cuțitul meu, să-mi bage briceagul mine. Și aia era, adică acolo se sfârșea. De la un prost, efectiv. Ai văzut? Din nou noroc. Ai văzut că ai noroc? Da, din nou noroc. Vezi? Din nou noroc, da. Asta e cu personajul ăsta, dar bănuiesc că... adică sunt și părțile bune. Na, asta e, dacă mă mănâncă în cur, ce vrei să fac? Să stau în casă? Nu pot să stau în casă. Adică, într-adevăr, nu-mi place socializarea foarte mult, dar îmi place să ies printre oameni. Îmi place să ies la restaurantele care îmi plac, îmi place să mănânc. Ce îmi place mie să fie scos imediat. De... în afară de haine, îți mai cumperi parfumuri de astea? Da, sigur. Am un parfum. Yeah, man! Am un parfum pentru tine. Este Happy. Mulțumesc. Happy. Ia să vedem. E de parfum. For him. By Horia Brenciu. Asta e tată. Asta e tată. Asta e tată. Am picat în capcană. Joacă-o pe asta. Toma, cântă ceva. Perfect. Asta e tată. Mamă, nu pot să cred. Deci ai parfum, ai oameni care cântă, ai școală, efectiv ai podcast, ai efectiv, deci copii ai. Spune-mi ce, știi, erau un pom ai plantat. Mai multe, e din față. Știi cântecul de la 3 Sud-Est? Spune-mi ce vrei, spune-mi ce vrei, vrei. Mă vrei, vrei pe mine sau parfumurile mele? Spune-mi ce vrei, spune-mi ce vrei. Mă vrei pe mine sau banii mei? Au, știi și pe asta. Ia fii atent. Dar nu știu versurile. Nu știu, nu, stai, acum așteptăm. Spune-mi ce vrei, spune-mi ce vrei. Mă vrei pe mine sau banii mei? Iar acum, doamne și domnilor, pentru că există o persoană specială în viața fiecare dintre noi, dați-mi voie să vă prezint persoana specială. Chiar mă întreb cine e că... Iată persoana specială. Ia vezi, mă... Mă bucur foarte tare că ai ajuns la domnul Horia Brenciu. Sper să nu-ți dea și ție parfumul lui, căci n-ai avea cui să-l faci cadou. Ceva să te surprindă și ar trebui să îți transmit eu ție este că tu, în timp ce ești acolo,
Știu că ai luat taxiul, că ai făcut mult până acolo, că știu prin ce treci, mai ales că trebuie să-mi suport și pe Corea. Din ce tu faci toate chestiile astea? Iată, eu sunt în vacanță. Știu. Ce să faci, Doamne? Ți-ți ar burge la rabul de râs. Nu ceva bine în viața asta. Adevărat. Și tu ai făcut bine că te-ai născut și că ești prietenul meu. Te pup! Da. Vacanță frumoasă, fetelor. Da, știi că e cu Gio, da? Frumoasă. Da, e cu Gio și cu Ioana State, da. S-au dus. Uite, eu personal iubesc relația și cred că am văzut-o cel mai bine aici în față. Era Gio, dintre ele Șanca. Două. Da. Atât de mult m-am bucurat de relația lor. Atenție, care s-a întâmplat pe nepusă masă, la o nuntă, cu 4 ani în urmă. Nu știu care e povestea lor. Patru ani în urmă. S-au cunoscut și după aceea cred că și-au... există troncul prietenesc. Mm-hmm. Asta suferă de troncul prietenesc. Dacă eram și eu cu ele două, era troaca prietenesc. Param pam. Taranta. Toma, tarantam. Asta e, tată, vezi? Diminor. Faberge major. Noi ne-am văzut ultima dată la X-Factor. La X-Factor, da. La tine, de exemplu, eu am simțit atunci că parcă erai într-o nouă situație. Da. Vroiai să faci pe plac oamenilor, dar erai retrasă în același timp. Dar nici nu aveam instrumente. Nu aveam niciun fel de instrument. Nu eram pregătit pentru aia. Consider în continuare că aia a fost o pălărie mult prea mare pentru capul meu atunci. Cu toate că sunt cel mai tânăr prezentator de X-Factor din istoria formatului. Așa. În 27 de ani. Asta măcar e o victorie. Da, da, da. Și ce mai o premieră. Da. Și ce a mai fost mișto a fost că după X-Factorul ăla aveam pe Instagram, și nu mint, aveam atunci 60 și ceva la sută femei. Și restul erau bărbați. Adică am crescuse foarte mult rata urmăritoarelor mele. Pentru că am zis, deci eu nu știu cum să fiu prezentator. E clar că nu e zona mea. Nu înțeleg ce caut aici. Eram venit, îți dai seama, băi, învață textul, vino și muncește. Și cam atât, vino și joacă. Da. Și cam atât, așa am fost învățat, na. Asta bănuiesc că ceva ce înveți la locul de muncă. Și am învățat asta pe parcurs. Dar nu la X-Factor, oricum n-am învățat asta la X-Factor. Acolo a fost cea mai stângace, una dintre cele mai stângace lucruri pe care le-am făcut vreodată și unde am fost foarte expus, foarte expus. Eu neștiind, n-având nicio idee ce dracu fac și ce se întâmplă cu mine. Norocul meu a fost că am mai avut încă un partener care era în aceeași situație ca și mine. Așa am simțit și eu. Era în aceeași situație ca și mine. Eu țin minte înainte de prima gală live, că eram cu Mișu la baie, fumam și zic și îmi zice... Am emoții, mâncați așa. Și zic, dacă tu ai emoții, eu cum ar trebui să mai simt? Tu ai mai avut apariția, ai mai avut gale live. Mai visează, România dansează sau nu mai știu ce. E pentru prima oară când sunt în situația asta. În fine, da, am fost foarte expus și singura soluție a fost să fiu foarte vulnerabil. Și ceea ce nu e bine pentru televiziune și atunci când lucrez cu mulți oameni. Adică acolo a fost locul în care am simțit cumva să mă destănui cumva, cuiva din spate și am zis, nu știu, simt că sunt de căcat, nu știu. Și mi-a zis, da, ești de căcat, fă ceva. Cine zice asta? Nu contează. Din producție? Nu contează. Dar am fost destul de hurt atunci, pentru că e greu să fii singurul muritor și cel mai mic dintre niște zei și să nu spună nimeni nimic. Dacă ți-aș fi spus atunci că știu și înțeleg o parte din trăirile tale... Mi-ai spus. Vezi că eu țin minte, gen, că eram foarte mic. Dar nu știu dacă e ok să spun cum ai zis. Mi-ai zis, știi cum sunt eu? Sunt așa. După o carieră. Și cumva măcar am apreciat că cineva... Cumva e clar că nu sunt singurul care a trecut prin asta la un moment dat. Probabil că e un soi de botez de foc. Probabil a fost și bună și asta. Și bineînțeles, dacă ar fi un lucru, o consecință bună a întâmplării, e că tu probabil nu vei îmbrățișa foarte repede meseria de prezentator. Unul convențional în niciun caz n-am cum să fiu. Nu, corect. Dar nu mai trebuie convențional ziua de astăzi. Da. Și apropo de neconvențional, pentru că tu acum ai trecut prin toate, ai cântat la chitară, ai cântat la pian, ai cântat... Chestia asta cu muzica, sincer, între noi fie vorba.
Eu știu că ai o voce foarte bună pentru că într-una dintre filmările de la X Factor ai cântat o melodie foarte bine. O melodie pe care am dat-o și eu concurentei mele din echipa mea de la Vocea României chiar de 1 decembrie, anul trecut. Dar nu mai știu care, jur. Știu că nu mai știi care pentru că nu mai zici ce ai făcut. La un moment dat mergeai cu Bendeac prin țară și la un moment dat mai cântăm și mie, ți-a zis, mai cântăm și mie ceva de Inima Albastră. Iar tu, instinctul tău, pentru că asta mi se pare senzațional la tine, tu dacă te iau aici o la masă și spun cântă ceva, tu cânți. Pentru că ai niște, îți găsești niște rădăcini ascunse, probabil că Buzău, prin tot felul de metehne mistice, așa cum le spui tu, te-am presurat. Deci tu ai cântat Lie ciocârlie. Dar nu că ai cântat-o. Bune, că am cântat asta, am făcut asta, la asta nu știu, nu mai știu, dar în fine. Și? A venit al meu. Deci zi-mi, tu cine ești tu? Cine ești tu? Un băiat de muzică. Iar acum întrebarea roșie? Cine ești tu, Vlad Drăgulin? Pe-n picior de ploaie! Ciocârlie. Vezi, am zis că mi s-a mai dus vocea și atunci era mai... Ia să-mi spui tu mie. De ce zbori în vânt și dai de pământ? Ai văzut Anco ce-ai pierdut? De ce când pe la nu fără ciocârla? Deci iată aici. Știi că Bogdan Simion, apropo, tu acum ai cântat în falset. Da, am cântat în fals, nu în falset. Băi, lasă-mă! Bogdan Simion cel mai bine se simte cântând în falset. Apropo, și Tudor Chirilă, tot pe acolo îi place să cânte. Deci spun eu, deci eu aș vrea să te gândești bine ce faci cu viața ta. Ok, poți să faci filme. Da. Vorba aia, anul ăsta este... Eu cred că anul ăsta este anul în care se alinează toate... Așa se zice tale. Că e un an karmic în general și că plătim. Are mulți de 2, are un 4, are un 0. E bine. Nu știu ce înseamnă asta. Nici eu, dar probabil că îi dă bine, adică sună bine cel puțin. Da, urmează și Klaus și Barroso. Doamne, abia aștept, deși sunt anxios puțin. Trebuie să recunosc. Iar când vei scăpa puțin de chestia asta, că mă enervează? Niciodată. Vrei să... Păi nu, fii atent aici, îți propun așa. Aoleu, pe premiera. Și după aceea... Te uiți pe Instagram și te uiți pe Instagram meu. Și dai play. Ok. M-a rău dat tanare. Ok. M-a expus de atâta și la X Factor n-am fost. Măleu, Dumnezeule, Elie ciocărlie. Da, să veniți la Klaus și Barroso. Să veniți să mă vedeți. Peste Florin Piesic. Da. Auzi, tu dacă ai... Deci, actor, bun actor, dar dincolo de a fi actor bun, tu ești un imitator foarte bun. Da. Practic, uite, ai niște omologi, să zic așa, pe piață. Uh-huh. Îl ai pe George Tănase, care îi place să schimbe de la prosopulul Marica până la... Da. Până la, mai știu ce, până la Irina Fodor. Cum adică Irina Fodor? Stai, ce a schimbat, ce prosop, ce Marica, ce? Nu știu, scuze. Dacă nu știi piața asta, mai bine nu te băga. Deci, asta te explic eu. Deci, imită pe toți. Okay. Uite, de exemplu, este Ionuț Rusu. Da. Ionuț care și el, de la Klaus Iohannis până la orice fel de antrenor pe care... Da. Înțelegi? La un dat am vorbit cu ei și am intrat amândoi la Rapid. Unul era Șucu și unul era Bergodi. Da. Chiar o că se iei, nu știu ce nu știu. Tu nu o să dai chemare niciodată acestor versiuni de imitații. Cum adică chemare?
Adică nu o să te apleci către asemenea imitații vreodată? Te vei aplica vreodată asupra acestui gen de imitații? De exemplu, dacă n-am acum... Făcut. Păi da... Malone nu știam. Pe ăla, bă, ăla de la Băria, da. Dar în ultima perioadă n-ai mai făcut? Nu, n-am mai făcut, dar am inventat niște personaje. Adică l-am făcut pe Șeptaru. Șeptaru, m-am folosit în perioada aia de lockdown... M-am folosit de filtrele alea de pe... Și îmi îngrășeam fața. Bine, acum trebuie să-ți umflu fața pe ecran, știi, ca să se... Și îl făceam pe Șeptaru, care vorbește așa, sănătate la toată lumea. Să vadă Dumnezeu sănătate în anul ăsta nou. Sănătate. Da, 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 22 da, da, da. Ianuarie, să știe. Să mergeți la filme. Talent, adevărat, mai bari. Horia Brânciu, toată lumea. Da, toți da, nebuni. Da, da, nu, ca să știe lumea că sunt eu. Cumva m-am dus către niște personaje pe care nu le știe lumea. Am înțeles. Nu le știe toată lumea. Uite, de exemplu, cum era Sorin Popa. Sorin, ba, știu, eu știam pe Sorin Popa. Toată lumea mă știe pe mine, ești nebulă, că e Buraș. Băi, da mă, băi, da mă, băi. Am mă să-i dăm un servon Sorin Popa. Așa, hai să-i dăm. Alo, da, zi repede că am treabă. Ce vrei? Unu la unu, mă, unu la unu. Unu la unu, stai, Sorin, sper să am... Opa, să mă fac de rușine acum. Așa, zi mai repede. Sunăm personaje în direct. Ia fi atent. Sunăm personajele în direct, măi. Cică, ce faci? Uite, sunt și eu la... Să vedem dacă și răspund personajele. A, ok. Deci, așa, nu, adică nu știu dacă e Maldive, dar cred că e într-o țară străină. Producător. Na, te pup. Fraierii muncesc, 4 ianuarie, producătorii. Uite, sunt și eu Maldive, frate. Că am muncit prea mult. Dar unde e, mă? Dar chiar am ori pot să cred. Munciți ca așa meritați, frate. Fantastic era. Așa, și îl mai imit tot așa. Na, dacă avem norocul să ne răspundă, ne răspunde. Da, dacă nu, și nu așteptăm. Și mai imită și pe... Tot așa, este cumva necunoscut, dar este primul manager al lui Florin Salam, care a fost și director de protocol la Sala Palatului și îl cheamă domnul Puiu Gheorghiu. Îl știi pe Puiu Gheorghiu? ai auzit de mine? Ia. Hai că deschide-te telefonul odată. Stai așa. Ai auzit de mine? Zim. Puiu Iosif Gheorghiu. Puiu Iosif Gheorghiu. Băi. Nu este valabil. Băi, dar ce ghinion avem astăzi, fraților? Terminați cu chestiile astea. Lasă că norocul tău sunt eu. Stai liniștit. Cu mine ai noroc, zi, zic eu. Zi. Ce tari înjură... sunt ăștia. Lasă că mi-e așa, îmi plac tari. Zi, expresia lui preferată. Dar nu știu care e. Nu știi? Nu știu. Care e? Eu nu știu să o exmit așa bine. Te cam strâng chiloții. Te cam strâng chiloții. Ce te uiți așa la mine? Gândesc ce vreau. Care este problema? Nici n-am voie să gândesc. Sau ce? Că n-am înțeles. Băi, genial. Hai la mine să ieșim. Stai puțin că mă sună Măruță. Alo, da, Măruță. Nu pot să vin la tine la emisiune pentru că am... Eu sunt cu Florin. Nu pot să vorbesc, sunt cu Salam. Nu pot. Am concert în seara asta. Măruță înțelege că nu se poate. Nu pot, vin mâine. Vin mâine, te pup, scumpule, te pup, papa. Mă enervează, mă sună. Dacă este să ieșim o dată la un metaxa împreună. Dacă vrei. Dar știu, mai stai puțin. Era la Sala Palatului în noiembrie. Mă uit către fiimea. Zice, vezi că e cineva la ușă. Cine e la ușă? Păi deschide, eram acolo. Nu pot să vorbesc. Ia. Alo? Da, domnul Brânciu, trăiți? Domnul Sorin, ce surpriză! Sunt plecat în țară, de-aia nu v-am răspuns pe ăsta, că mă costă bani mulți. Asta discutam și cu omologul dumneavoastră, domnul Sorin. Te pup cu metre. Ce faci cu metre? Te pup și te respect 100 de mii de ani. Ce nu te aștept să fac? Să plătești banii aia, frate. Vezi că ești restant pe 2027, de ce mă întrebi?
Deci, am bandă, mă plictisesc, stați liniștiți. Tu îți dai seama că discut de jumătate de oră cu Vlad Drăgulin despre tine și am zis că în sfârșit, ce n-am reușit noi, a reușit el, pentru că vocea ta este atât de amuzantă și ești un tip atât de mișto și uite, s-a întâmplat să devii și un personaj recunoscibil. Da, dar sunt personaj recunoscibil de 4 ani, stai liniștit, domnul. De 5, da. De 6, nu mai știu. Te pup și te respect cu metre. Și te port în discursurile mele oricând. Auzi, te poartă în discursurile lui oricând. Da, știu, am auzit. Dar ce faceți voi împreună? E, ce să facem? Aducem niște, zic, din Buzău am adus niște covrigi din Buzău, covrigi și din Buzău și mâncăm despre... Și vorbim despre producători din București. Și vorbim despre... Și știam că o să te duci în vacanță. Apropo, unde ești? Ia, la... Ei... Răspunsul este în caracterul tău modest. Ești curios, domnul Hore. E senzațional. Sorină, dragă. Ești mai curios decât sala palatului. Toată lumea cu sala palatului, mă, caiar. Hai. Salutări de la domnul Ștefan Bănic. Cu drag, oricând le primesc cu dragoste. După 20 de ani sala palatului. După 20 de ani. Da, Sorinele, tată. Îți doresc vacanță frumoasă și abia aștept să ne vedem. Pa, la mulți ani, la mulți ani. Pa. Ciao, ciao. Ce să fac? Uite, mă, sună Breciu, frate. Nu mai scap de ăștia, mă, tot sună de la podcasturi, frate. Pe unde merge Drăgulin, nu mă lasă în pace, frate. Mă rog, în film. Da. Băi, dar îmi pare rău de... Deci, da. Ăștia sunt niște oameni, cum e și domnul Puiu, da? Pe care lumea, am considerat că lumea trebuie să-i vadă și trebuie să-i cunoască. Ai dreptate. Pentru că noi știm, sunt niște oameni care sunt foarte importanți pentru noi, da? Că oamenii care suntem în față, dar filmul adevărat și personajele sunt în spate. Adică de ce să ne bucurăm doar noi de prezența lor când putem să-i avem... Sunt niște personaje efectiv spumoase. Eu știu, eu țin minte când am fost la un moment dat cu Alex Bogdan, pe care l-ai avut și tu aici, la sala palatului. Ne băgase cineva, cumva, cu invitații. Și trebuia să așteptăm să vină cineva să ne ia. Și era chiar acest neapuiu, care venise după războaie, așa a apărut, că venea după războaie, după ce s-a luptat cu turcii pentru noi ca să ajungă până acolo să ne bage pe noi. Și a venit, haideți mai repede că am treabă! M-a făcut un hatâr. Și el a luat-o în față, urcat pe scările alea și la un moment dat Alex Bogdan s-a împiedicat. Și ăsta s-a întors și a zis, păi normal dacă ești mereu cu ochii în curul meu. Nu, era superb. Vezi că dar nu-mi închipui cum el ar putut să devină impresarul lui Salam. Eu asta nici nu înțeleg. Nici eu nu pot să înțeleg. Deci acolo este ceva mistic în adevărată zeața cuvântului. Această alăturare, n-aș putea să înțeleg cum a fost acolo. Adică imaginează-ți o discuție între Puiu Gheorghiu și Salam. Vreau să faceți acest efort. Florin, tu ești talentat, ai un suflet bun, nu ți-l mai arăta. Nu mai da tot din tine la o singură nuntă, ai 10 în seara asta. Nu te mai duce gâtul. Tu nu înțelegi? Și acum du-te și fă frumos. Doamne, ferește-mă, cum a fost asta? Și cântă pentru mine și aia cu... Tenerife. La plăcerea la toată lumea! Să mișcă bine, 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 bine. Să mișcă ca pe Tenerife. Să mișcă bine, bine, din tot. Să mă vezi mort, fără Giulia nu mai pot. Trrrr, țac, țac, țac. Să mișcă bine, trrrr, țac, țac. Artistă de filme. Trrrr, țac, țac. Nu-mi place așa. Să mă vezi mort dacă mai pot de Giulia. De la boa. Cine era, mă, Giulia de la boa? Era... Deci, eu sunt un film cunoscător al filmulețelor de pe YouTube și la un moment dat era o locantă care eu credeam că știu totul de pe YouTube. Ei bine, nu! Era o locantă care se numea la un moment dat prin Bucureștiul anilor 2014-2013 Casa Manelelor Vitan. E, da, și care făceau niște, postau niște filmulețe de acolo, de la ei, înțelegi? Și așa. La un moment dat s-au unit legendele, s-au unit, cred că era Costel Bijou, care era cumva rising star.
și copilul de aur, care era deja ultra confirmat. Yes. Jucase și în filme și așa mai departe. Exact. Și acolo, la acea locație, venise și această Giulia de la Boa. Care era o animatoare, care era la Boa. Înțelegi? Numai că fata aia venise cu niște pantaloni super scurți. Deci să vedeau și chiloții. Așa. Și era gen, ea dansa, era frumoasă și mișto. Și cum le zice? Dizioză. Da, da. Dizioză. Se vrea dizioză. Așa. Și ăștia s-au fiert amândoi pe ea. Înțelegi? Și începuse cumva o luptă de asta de alfa prin cântat, prin dedicații între ăștia doi. Extraordinar. Care se bagă mai mult, care țipă mai mult, își lua unul altuia fața. Este extraordinar de văzut. Extraordinar. Vă zic că casa manelor vitale de la Boa. Nu se vă pare rău. Puneți pauză și după care veniți. Noi vă așteptăm. Noi vă așteptăm în continuare. Și acum vă urmăritori. Zero. Oh, Doamne, Doamne. Vin niște momente. Da, da, da. De acolo este acest... Eu, de exemplu, când am făcut o chestie care ți-ar fi plăcut. Uite, acolo ți-aș fi văzut. Din păcate, atunci, cred că erai încă pe băncile facultății. În 2001, când s-a făcut Gong Show la Antena 1, cine crezi că a venit printre primii concurenți? Giulia de la Boa. Nu, Giulia de la Boa a venit cum îl chema vola? Nu Jack Spintecătorul, vine un manelist, da. Dar atunci nu era manelist confirmat. Și pe noi ne distra pentru că era un personaj. Ca de altfel, știi, televiziunea, okay. Televiziunilor le plac personajele. Mm-hmm. Și la un moment dat a venit unul și a început. Urcă-te pe mine! Simte-te! Ah, ok. Zi-mă, Romeo Fantastic! Așa, așa, Romeo The Legend, The Crocodile! Crocodilul bătrân, acest crocodil bătrân al manelilor, al lăutării. Era în 2001. Și a început omul. Într-o chestie de... Apropo de crocodil, era o chestie cu... Acum îmi dau seama. Era un fel de... Sunt niște... Ce faci, mă? Vrei să scânt eu? Urcă-te pe mine? Simte mai bine? Au, balaurii mei. Știi că asta e vorba lui, balaurii mei. Bă, dar ești formidabil. Știu tot. Știu tot ce mișc. Extraordinar. Și atunci ne distram. Ne distram efectiv. Da. Ideea este că atunci ca prezentator eu trebuie să fiu puțin mai retras. Asta. Eu cred că am terminat cu... Da. Și facem surpriza? Cu ce? Cu podcastul s-a terminat? Nu, nu, am terminat cu primul fel. Asta e primul fel. Ah, ok. Pardon. Vezi că ți-a picat covrigul pe jos. Amă, nu găsim noi... Lasă că îl culeg eu. Mai încolo. Bă, dar ai intrat... Aleluia! Cărniță șaorma. A venit șaorma. Este prima dată când servim șaorma la farfurie. Am zis să o facă la farfurie. De ce? Pentru că din când în când mai putem gusta ceva. Dacă era la... Știi foarte bine, dacă era la sandwich, era mai mare. Era complicat, daraua... dădeam pe noi. Sigur că da. Na. Și e perfect. Uite, ți-a adus și astea sunt ale tale, asta e furculița ta și asta e a mea. De când n-am mai studiat așa ceva? Shaorma la farfurie, Don Giovanni, at cina, invitatum. La șaormă. Nu, nu. Nu, nu. A, aplaudați-l acum, aplaudați-l. Care acută? Care acută? Care acută cu metru și nebun la căs cu șaormă? Ce acută să mai da? Nu, vrea, dar nu te prins, vrea în pianissimo pe falset. A, Regina Nopții. Da, da, da. A, flautul fermecat. Băi, frate. Băi, frate. Te rog frumos, îmi dai înapoi pe Drăgulin. Da, cine ești tu acum? Tot. Sunt tot. Conțin tot ce mișcă. Tot deci, ce... Și zi-mă, Vlăduț. Te întâlnești cu Bendeac. Ia zi-mi, am auzit că ai fost la Brânciulă. Și ce ați făcut? Nu, întrebare, ați vorbit de mine? uh,
Nu, 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 a doua întrebare, după, ok. Dar și ce a făcut? Mă, am cântat de la Salam până la, la Mozart, a fost o nimica toată. Dar ce a fost între Salam și Mozart? Talisman. Na, bine, a mai fost Nine Crimes, Damien Rice. O legătură de specială din vacanțele lui Sorin Popa. Da, a fost și o ciocârlie. Mă rog, o ciocârlie mai mai șuie, mai. Bă, deci lasă-mă în pace, că eu vreau să mănânc chestia asta. Deci n-am mănâncă. Să nu spui că nici măcar nimic. Deci eu nu știu ce se întâmplă cu tine. Adică, ce se întâmplă cu mine? Adică, nu vrei să... Nu, e ceva. Sunt convins că așa... Nu. Zi ce ai de zis. Nu te schimbi de pe zi pe alta. Nu mai vrei să mănânci, nu mai vrei să bei. Ce se întâmplă cu tine, Vlad? Am făcut gastrită. Am făcut gastrită la 27 de ani. Aia se rezolvă. Se rezolvă, numai că aia mi-a rezolvat și niște probleme, pentru că atunci am renunțat la alcool, am renunțat la tot ce înseamnă stil de viață nesănătos. Mai... Așa? Și atunci mi-am rezolvat foarte multe probleme, și aici, și aici, dar și la stomacel. Păi da, gastrită am avut și eu. Dar scap de repede de ea. Da, am scăpat. Eu am scăpat în 7 luni de zile. Pentru că șapte luni de zile? Da. În 7 luni de zile am mâncat doar pulpe dezosate la grătar cu piure. Și nu mai puteam să mai beau nici apă plată. Beam doar apă plată alcalină, de aia cu pH scăzut, sau nu mai știu exact cum era. Pentru că a fost prima durere mare pe care am simțit-o vreodată. Aha. Și m-am speriat foarte tare. Dar a fost ca o arsură așa puternică. Era rău, e rău, că ți-o dă în plexul solar. Și mai ales dacă ești și performer și trebuie să joci, trebuie să așa, fix de plexul solar ai nevoie. Pentru că ăsta cumva, dacă e rău aici, îți taie și picioarele. E o durere foarte nasoală. Și atunci am zis, bă, eu sunt fraternizez cu durerea ta și cu tratamentul de acum și nu mă apuc deloc. Deci aceasta șaurma la farfurie. Da, nu, că șaurma e ok. Da, asta poți să o mănânci, că e ok, uite, cărniță, sunt tot felul de... E un fel de grătar. Da, carnea, da. Cartofii, nu? Deci nu, cartofi, nu. De azi înainte, cât voi fi cu tine? 7 luni de zile. 7 luni de zile nu mâncăm cartofi? Și ceaiuri gastrice. Adio, cartofi? Ceaiuri gastrice, neapărat trebuie să mănânci. Și trebuie să bei și ceaiuri gastrice. Asta era și singura mea bucurie pe zi. Erau niște biscuiței din ovăz. Aia erau bucuria mea, aia erau tritul meu. Era singurul lucru prin care viața mai avea gust într-un fel sau altul. Îți dai seama, eu venind după 6 ani de hardcoreal, în care am fost cel mai rău din cât-ți cunosc. Adică... Și m-am pregătit să zic că o să terminăm. Spun, este practic ce îi dăm cadou acasă? Nu, i-am dat un parfum, dar trebuie să... Îi dăm un cadou pe care poate să-l facă cadou, pentru că 7 luni... De azi înainte 7 luni nu mâncăm nimic prăjit pe ulei, nu facem nicio hardcoreală, am citat. Deci o să stăm cu minte în banca noastră, da? Da. O să stăm cu minte în banca noastră, iar dincolo de asta o să mergem ori la nunta lui Krecinski. Da. La teatru, la teatrul de comedie. La teatrul de comedie. Yes. Ori la Sky. La ce? La? La bani din ce? Ah, la bani from the sky. Yes. And, and Casa de Modă. Yes, the new show, the new spectacle. Casa de Modă în regia lui Mișu Bendeac. It's a comedie, a cinstită comedie bulevardieră. Unde, tot la teatru de comedie? Nu, asta e independent. În țară? Da. Și faceți în țară? Da. Adică te duci tu cu Mișu Bendeac prin țară? Da. Când cine mai în cast? Liviu Pintileasa, Mihaela Teleoacă, Mihaela Trofim, Anca Dinicu. Tu știi că am jucat cu Mihaela Teleoacă în 98? Ce tare. Și cu Ileana Stanea Ionescu? Ce tare, e foarte bună Mihaela. E foarte bună. Și tot, cu fiica lui Mihaela. Da, toată lumea e bine. Toată lumea e bine acolo. Și cu Guruia Sandu. Adică când eram tânăr. Pe dumneavoastră știu de la școală atât. Din alte contexte. Da, și pentru prima oară când suntem, când eu cu Mișu și cu Anca suntem pe scenă, în contextul teatral. N-am jucat până acum împreună. Eu cu Mișu am jucat, cu Anca am jucat, dar niciodată toți trei pe scenă. Anca Dinicu, pentru cei care au deschis televizoarele. Anca Dinicu, fata care... Fata care e în Dubai acum, cu Anuța, cu... Și încă o fată mai e cu... Trebuie să-mi trebuie...
Ioana a stat, da. De la stand-up. Da, ia, Anca îți spune de fiecare dată când pleacă în concediu, ca nu cumva să o cauți? Și să păi, dar nu să nu o caut, dar știu oricum că noi am făcut Revelion împreună. Acum 4 zile. Gen. Care a fost cel mai frumos moment al Revelionului? Of, Doamne, de ce lucrurile frumoase nu se pot povesti? Când, nu știu, probabil că o tipă de care îmi plăcea, eu de obicei sunt foarte timid și nu deschid eu conversații. Așa? A venit ea și a deschis o conversație. Te plac de mult, Vlad? Nu, hai să nu, a fost, a intrat în mine și i-am zis scuze și a zis, nu știu. Gen, și a fost de ajuns. A fost de ajuns o privire, a fost, ce nu pot. Da, băieți și fete la un loc. Ce să iasă? Da, ce să iasă, ce să-și iasă. O frumoasă seară de lectură. Da. Dar dincolo de nunta lui Krecinski, bani din cer și... Casa de modă. Casa de modă. Ai tu radio. Da. Eu. Și acum revin la ce ți-am spus prima dată. Eu am făcut cadou de foarte multe ori casete de audio. Casete audio pe care făceam așa. Deci, în anul, între anii 1988 și 1991 s-a făcut acest serial care a fost dat în primii ani, în 90-91 la TVR, Midnight Caller. Actorul, protagonistul era Gary Cole. Și Gary Cole era la KJCM 98.3. Și acum știu exact pentru că mi-a rămas pe retină. Ceea ce vreau să spun este că fiecare film, după un scenariu foarte îndrăzneț, frumos, se termina cu el în fața, el trăgând concluzia acelui episod la microfonul radio, de la radio. Da. El discutând cu tot felul de oameni, tot felul de singuri, oameni singuri care vor să se destăinuie și au curajul să se destăinuie. Exact ca în cazul tău. Da. În momentul în care tu te-am văzut prima dată, într-o lumină obscură, putem stinge luminile? Doamne și domnilor, bine ați venit la zona de confort. Așadar și prin urmare, te salut, măi publicule, te salut cu tot respectul și, de ce nu, și cu toată dragostea de care sunt eu capabil, că, mă rog, la urma urmei sunt și eu om, ca toți oamenii. Asta înseamnă că am și eu limitările mele, am și eu acoperișurile mele, na. Nu e bine să spargi acoperișurile, nu e bine să rupi norii, că de fiecare dată când ne propunem să rupem pisica, de obicei ne rupe pisica pe noi. Era cum primul telefon în direct? Alo? Alo? Da? Bună seara! Ești în aer, la zona de confort. Cum te numești, tinere? Sau? Giulio! Ăsta e numele tău real? Nu, sau... sunt sora lui, fratele lui Giulia de la Bo. Ia spune-ne, Giulio, ai fost vreodată la Casa Manelelor, Vitan? Niciodată, dar de acum înainte acolo. Ce muzică asculți? Bună! Bună! Bună, ca și sora ta! Și iată cum degenerează lucrurile. Iată cum degenerează lucrurile. Iată cum degenerează lucrurile, da. Vreau să te întreb la emisiunea asta. Zici că sunt la concert la Nirvana, la ultimul concert cu plămânări. Vreau să te întreb la emisiunea asta. Dacă ai avut telefoane spectaculoase? Sigur că da. Deci sunt multe povești. Este, de exemplu, povestea unui domn care a fost părăsit de soție, a prins-o că îl înșela, s-a trezit, el era la muncă în Germania și când s-a întors în România, s-a întors într-un cu totul și tot, s-a trezit într-o cu totul și tot o altă lume generată de soția lui, care deja trăia cu altcineva și nu-i mai dădeau voie să mai își vadă copilul. Ea între timp întorsese toată familia împotriva lui, inclusiv familia lui. Eu întorsese împotriva lui și a lucrat ceva. Da, a lucrat ceva. Și după aia domnul ăsta a avut o criză, n-a știut ce să mai facă, s-a întors în Germania și a început să se ducă în tot felul de cluburi de astea unde există lupte de genul Fight Club. Și mă rog, acum îl găseam într-o perioadă destul de luminoasă vieții sale. Na, plus oameni care zic foarte luminos, că e foarte ok să înșeli, e foarte, că și înșeală soția
săptămânal. Oameni foarte mândri de treaba asta și care spune efectiv, na, la umbrela anonimatului. Da, corect, da. Că nu e necesar să-ți dai numele și dacă ți-l dai, oricum nu contează. Adică doar dacă, doar dacă se întâmplă ceva enorm, poți să dau de tine, adică poți să dau de tine, că e 2024, 2023, da, corect, adică e ok. Dar, în general, caut povești, povești de genul ăsta. Sunt foarte multe care de obicei mă părăsesc odată ce părăsesc și studioul ăla, că e mult. Nu poți să le iei cu tine acasă. E mult, da, e mult de luat. Adică și două când, ore. La final, când te zi la revedere, cum e? Mie nu mai rămâne decât să vă urez sănătate, amor și glorie. Zona de confort se oprește aici. Hai să aprindem lumina că s-a terminat emisiunea. Mamă, la ce zonă de confort plină de efort. Da. Chiar este, chiar e o experiență asta cu Midnight Radio în 2023, parcă nu-ți vine să crezi că poate să mai funcționeze. Și marea mea bucurie este că reușesc să fac și tineri de 14-15 ani să sune. Asta mi umple sufletul de bucurie, știi? S-a făcut și lumină! Da, faptul că niște tineri de 15-16 ani aleg radio-ul noaptea într-o miercuri în loc de internet, TikTok. Așa, e un pas înainte. Chiar nu știu dacă e înainte, dar e mișto că rămâne totuși pasul ăsta și radio-ul rămâne. Cât de bun ești la tenis? Aș fi putut să fiu bun, dar din păcate îmi găsesc foarte greu timp și între toți anii ăștia mi-am găsit foarte greu partener. Am jucat odată cu Alex Bogdan. Așa. El făcând atletism, da? El făcând sport de performanță. Eu joc doar cu taică-miu, doar de Paște și de Crăciun, când mă duc acasă. El joacă săptămânal, încă din facultate. Bun, el joacă săptămânal. Dai că tu joacă tenis. Da, joacă foarte bine. Joacă foarte bine, e foarte pasionat. Eu am fost dat la lecții din clasa 5-a și el este singurul partener pe care l-am avut în afară de Alex Bogdan. Și ca să îți explic cum era cu Alex Bogdan când am ieșit prima oară și ultima, dădeam la încălzire, știi? Da, pac, poc! Da, bă, încet, mă, dracu, așa să ne încălzim. Pac, poc! Bă, las-o, dracu, lasă-mă puțin să mă încălzesc și eu să așa. No, și așa au fost, adică omul juca la victorie, chiar și la încălzire. Și am tu zis, confirm ceea ce eu... Ai simțit. I-am simțit. Da, nu, na, are în sânge, e clar că are nevoia de a câștiga. Ce s-a întâmplat? Dacă urmărești podcastul cu domnul... Păi l-am văzut. Am scos telefonul și am dat o listă întreagă cu mesaje din partea mea. Hai la tenis, hai la tenis, hai la tenis. Atenție, după ce, în urmă cu 3 ani de zile, mă vedeam foarte frecvent cu el la tenis. Păi poate și tu joci la Victoria Corea, nu știu. Problema e alta. Că s-a întâmplat un meci între noi. Iar meciul ăla a pus capăt relației noastre sportive. A fost decisiv. Eram și în fața unui public. Mai mult de atât, am zis, hai să jucăm un tenis noi doi la o caritabil. Și el mă conducea cu 5 la 1. Zic, ok. La un moment dat, erau fetele, țin minte și acum, era nevastă mea și am zis, nu se poate. Trebuie să arăt și eu că pot. Și de la 5-1 m-am dus la 7-5. Incredibil. Acea răsturnare a fost atât de puternică, încât acum... citindu-i, că de astea, băi, ce se întâmplă cu tine? Uite ce s-a întâmplat. Hai la tenis. Nu, că mă duc acum, hai să mă duc cu iubita, că nu mă duc iubita, hai că mă duc acolo, că hai mă... Deci nu am mai dat deloc niciun semn de viață. Deci crezi că asta e? Așa, iar dacă așa tu speculezi. Zici, păi da, dacă tu îmi zici că s-a întâmplat asta și era atât de enervat de faptul ăsta... Păi el nu era enervat. Cu cap s-a pus el... Nu era enervat, el așa joacă. Nu simți, nu prinde victoria, nu mai calc pe aici. Păi joacă bine, ce să-i fac acum? Da, el e sportiv de performanță, noi nu înțelegem cum e să ai genul ăsta de educație. Ce-ar fi, am eu piesă și când zic ce-ar fi, ce-ar fi să ne căsătorim, ce-ar fi să începem de azi înainte să jucăm noi doi tenis? Mie că voi jucați, sunteți în altă ligă față de mine, eu ți-aduc aminte că eu n-am mai jucat, eu n-am mai pus rachetă în mână de la Paște. Eu nu am mai pus rachetă în mână de vreo 3 luni. Dacă ai reușit să-l bați pe Alex Bogdan,
pentru mine Alex Bogdan era în altă ligă. Adică mi-am dat seama că era în altă ligă. Eu nu puteam să țin pasul. De altfel, după un sfert de oră îmi bătea inima foarte tare și am zis eu nu mai pot. Adică n-am cum să duc cu tine că tu ești făcut din altceva. Dar fără niciun fel de problemă. Dacă vrei să ai loc de perete pe cineva, la cineva, de dat dau bine. Adică îmi dau seama că încă prind lungul de linie. Adică am... Da, bine, bravo. Da, adică le prind, dar trebuie să mă lași puțin, să îmi dau și eu drumul puțin la încheietură. Că, na. Când am aflat că joci în Klaus și Barroso, m-am bucurat foarte mult. În primul rând pentru că și pentru faptul că este primul tău film. Da, e debutul meu. Te cunoștea Micuțu, Micuțu ți-a dat treabă. Micuțu te-a băgat în hora asta. Da. El și cu Adi Nicolae, cu ei mă cunoșteam cumva. Dar cine, cu cine e Klaus și cine e Barroso? Adică sunt doi frați. Sunt ei amândoi. Da, ei doi. Unul este barman într-un club. Așa. Iar celălalt, Barroso, adică Micuțu, este bodyguardul clubului. Ei doi sunt frați și unul dintre ei, adică barmanul, are o problemă cu niște cămătare, cu niște datorii. Așa. Și cumva el reușește să încropească o petrecere de burlaci, pentru niște burlaci, și să-i fraierească pe aia, pentru niște corporatiști, care sunt vai steaua lor. Și nu toți corporatiștii, să nu ne luăm nașpa acum, am zis că ăia din film sunt vai steaua lor. Personajul meu e vai steaua lor. Adică tu ești un corporatist. Să, da, eu sunt unul dintre acei burlaci. Lasă-mă să intuiesc că tu ești frumos aranjat la păr. Mă rog. Cu costum? Nu. Nu, destul de rău. Destul de rău. Adică sunt aranjat foarte bine pentru personaj, dar e destul de rău să ieși așa pe stradă. Cât timp ai filmat cu ei? Cred că am filmat 10 zile, ceva de genul ăsta. Și a fost destul de complicat. A fost destul de complicat pentru mine. Eu veneam oricum după un turneu cu teatru în țară, după care am fost 2 săptămâni în Radio Aventura, în campania radioului. Și e destul de complicat și acolo, pentru că suntem în niște autorulote timp de 2 săptămâni, plecați de la 5:30 treziți, fă matinalul în orașul respectiv, după care pleacă pe 40 de grade până în următorul oraș, ajungi la 12, că ne tot deraiam, ne tot așa. Vezi dacă ți-a plăcut radio, da, dragă? Vezi, du-te la aia acolo. Du-te și la aia, eu te-ai chemat să vii la umor. Așa. Și după care am mai intrat în încă vreo, nu știu câte repetiții am avut, dar după aia am intrat în filmările astea pentru Klaus și Barroso, fiind rupt în gură de oboseală, și pe lângă asta am mai ajuns și în acest context foarte mișto, cu oameni, adică, uite, și asta am manifestat cumva, pentru că m-am uitat la taximetriști, da, și am zis, băi, uite, în contextul ăsta mi-ar plăcea să am debut, uite, așa mi-ar plăcea și mie să am înțeles un film. Asta mi-ar plăcea pentru mine. Știi? Au fost niște reacții? Și nu ți-l ascund. Da, cel mai bine ar fi să judeci cu mintea ta. Vlad Drăgulin, ar fi atât de multe de spus. Cred că, în primul rând, spune multe despre el faptul că eu am încredere totală în el, pe plan personal, pentru că suntem prieteni, și deplină încredere, iarăși, pe plan profesional. Deci, da, îl susțin pe Vlad Drăgulin pentru funcția de la primărie și stau în spatele oricărei decizii pe care o va lua. Vlad Drăgulin. Mulțumesc. Acesta este mesajul. Astea sunt consecințele colaborării. Mulțumesc mult de tot. E foarte drăguț, Cosmin. Și mereu am fost așa aproape unul de altul, chiar dacă nu am susținut o prietenie, adică nu ne-am văzut mereu. Și de fiecare dată ne-am simțit așa apropiați. Crezi că tot efortul ăsta al tău nebun cu radio-ul dă la o parte sau, mai bine zis, mănâncă din alte proiecte care pot fi mai durabile decât radio-ul? Radio-ul poate să fie durabil și numai că, da, într-adevăr, la un moment dat am început să mă simt destul de vinovat pentru faptul că începusem să refuz niște proiecte care erau related to acting. Și am luat decizia să plec de la matinal, pentru că era prea mult. Trezirile alea la 5:30 sunt foarte mult pentru cineva care nu a avut niciodată programul ăsta. Și pentru cineva care, după ce s-a trezit la 5:30 și trebuie să facă radioprogram, să mai performeze și în alte locuri, e destul de complicat, pentru că, sincer, adică după ce plecam de la matinal trebuia să dorm o oră. Și după să-ți revii puțin, da. Și după ora aia îmi mai lua încă o oră să-mi revin.
din somnul ăla. Buimăcit, pur și simplu. Da, și cumva începusem să mă simt destul de vinovat față de meseria mea. Ajunsese meseria mea de actor să fie ca hobby, da, și mai mult să fac radio. Da. A fost o perioadă, să știi, foarte luminoasă asta cu radioul, pentru că să știi că lumea, acolo am fost foarte vulnerabil și colegii m-au ajutat să fiu vulnerabil și lumea m-a descoperit așa cum sunt, chiar de acolo, chiar de la radio, chiar de la Zoo. Dacă o să am ceva al meu să fac numai eu, deocamdată am doar zona de confort. Cine știe, poate va fi mai des, poate va Eu aș vrea să revezi această, dați pe repede înapoi, această emisiune și să-ți vezi că ție stă foarte bine și cu cântatul și cu jucatul și așa mai departe. Iar eu te întreb acum, tu te-ai gândit vreodată la niște momente de stand-up muzical combinat cu glume, combinat cu imitații și așa mai departe? Da, sigur, pentru că l-am admirat întotdeauna pe Dor Octavian Dumitru. De mic am fost fan și am avut casete. Dar Doru nu imită prea mult. Nu, Doru nu, dar avea genul ăla de show pe care mi-ar plăcea să-l fac și eu la un moment dat, cine știe, habar n-am. Numai că n-am avut niciodată, nu m-am dus către zona asta de scris. Nu m-a tentat niciodată zona asta de scris, cu toate că, îți dai seama, de atâta timp, de la puii mei și așa, aș fi avut contexte. Adică mi s-au oferit contexte să scriu. Da. Dar nu m-am dus către zona asta de scris. Tu trebuie să știi un lucru. Eu primul album, original, l-am scos la 35 de ani. Da. Deci, chiar dacă tu ai acum 33, precum vârsta aferentă situației. Pentru că muzica pentru tine contează, ce piesă știi de Fuego? Împodobește Mama Bradu. Bun. Mai ești... Știi ce interesant este? Că am înțeles că ai fost copleșit. Am fost puțin. De una dintre întâlnire cu el. Am fost puțin, da. Paul a venit aici. Știu. Așa a stat aici, nu? Și a stat exact acolo, pe scaunul ăla. Simți aura? Da. Mă gândeam eu de ce. Deci... Am fiori. Deci... ce s-a întâmplat într-o culisă de... Deci era printre primele mele apariții în contextul Zoo și în context de prezentator. Again, nu aveam foarte multe instrumente pe vremea aia ca să pot să manageriez niște situații și niște artiști sensibili, na, cum sunt niște artiști, plus niște artiști care veneau după o perioadă pandemică, după două luni de stat în casă. Na. Na, și artiștii, na, și ei cu... cu stările lor și așa. Absolut. Și eu făceam zona aia de backstage împreună cu colegul Popescu de la radio, cu Răzvan Popescu. Aha, Răzvan Popescu, care este un super om de radio. Și ăsta ce s-a gândit? A venit Fuego, da. A venit Fuego și să-i luăm interviu ăla acolo. E, ce făcusem eu acolo la Marea Unire Zoo, că azi ăsta era evenimentul. Ăsta era evenimentul. Eu, nefiind prezentator, m-am dus cumva cu niște instrumente actoricești în toată treaba asta. Și am zis așa, eu fac televiziune de mult timp, dar nu sunt vedetă, nu sunt superstar. Și am zis, o să-mi iau un carnețel cu mine și o să pornesc, o să-i întreb pe artiști ce-ți trebuie ca să fii artist. Cum pot să fiu star și eu? Cum pot și eu tot să, în regulă. Cum pot și eu să fiu star? Îmi place. Da, dar numai că asta este o abordare care te supoziționează. Eu n-am nimic împotrivă cu treaba asta, pentru că era joaca mea. Era joaca ta și tu vrei să devii star. Deci, dați-mi rețeta să devin star. Da, era un concept, okay, pur și simplu, de personaj. Deci eu eram din start supoziționat. Nu trebuia să mai faci și tu asta, știi? Adică, pentru că se vede rău dacă mai vrei și tu să faci asta. În fine, și Popescu îi zice domnul Paul, uite că Drăgulin vrea și el să fie vedetă și nu știu ce, și ar vrea să cântați împreună Împodobește Mamă Bradu. Bă, înțelegi că nu, asta n-a fost de la mine. De la Popescu. A fost de la Popescu. Și eu am zis din start, nu. Eu m-am detașat de treaba aia, m-am delimitat, am zis, eu nu. Și mi-a zis, Paul. Da, înainte de treaba asta, a mai fost un moment când eu i-am spus, dacă se poate să vă uitați în cameră, uitați, acolo sunt artiștii viitori, așa, și dacă puteți ne dați un sfat. Da, cum să fie vedetă, cum să fie, nu știu ce. L-a deranjat puțin,
că mi-a pus, la ce clasă ai terminat? Ai! Ok, mă rog, în fine. A fost ceva foarte cringe. A fost ceva foarte cringe, tată. Adică încă de la început, știi? Și, și cumva nemotivat. Asta nu, asta m-a mirat, știi? Și după toată treaba asta, a urmat aia cum Podobește Mama Bradu. Uite că Vlad vrea să cântați împreună în Podobește Mama Bradu. Eu zic, eu nu. Și s-a uitat la Popescu și a dat seama că Popescu nu are ce să-i zică. Și te-a găsit pe tine. Și m-a găsit pe mine, eu care cumva jucam acest personaj supoziționat. Carnețelul, mână. Da, 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 omul care ascultă. Da. Și s-a uitat la mine, zoom. Dar alte piese de la mine, în afară de Împodobește, din cele 700 de piese pe care le-am făcut, mai știi? În continuare zicem, eu nu știu să mă fac, nu știu. Era victima. Da, efectiv, omul s-a luat foarte nașpa, da, complet da, nemotivat pe treaba asta. Înțelegi? Adică e ca și cum m-aș lua eu pe un tânăr care mi-ar spune Malone și să-l iau pe ăla, da, alte personaje din cele 700 din care am făcut. Bro, zi mersi, că știe lumea. Adică da, ai rămas în percepția populară și o să scrie. Rămâi, știi? Scrie. Pe numai că nu mai sunt în personajul ăla, dar zi. Păi mâine te întâlnești cu Paul. Așa. Și o să-i spui așa. M-a învățat cineva ce seară minunată. Casa părintească nu se... Așa, corect. Chitara mea. Să na-na, chitara mea. Aia, nu. Da? Și o piesă... melodie pentru fiecare. Da, da. E o piesă pe care cu siguranță ar aprecia-o, este Eminescu. Deci, oricând ești pregătit cu piesele astea și va remarca lucrul ăsta. Ideea este că Paul tot timpul a fost un om care trebuie să te cunoască pentru a înțelege glumele. Pentru că dacă și Popescu și tu ați năvălit peste el acolo, cu siguranță el a încercat și el să citească repede care-i schema dintre voi doi. Și exact cum ai zis, deși tu ai fost pus, erai ca un învățățel acolo, tot contextul ăsta al dat în altceva. Da, da, da. Da. Păcat. Păcat, dar... că îl credeam mai jovial, îl credeam mai ludic. Dar, na, ce să dar... fac? Să știi că am depășit lucrurile astea și am depășit foarte multe lucruri și foarte mulți demoni. Și știi de ce? Pentru că am fost investit în viața mea. Așa? Cu foarte multe arme din partea foarte multor oameni. Weapons! Din partea foarte multor oameni pe care i-am întâlnit. Și de asta, nu știu dacă mai ții minte, dar cineva, la un moment dat, mi-a oferit asta. Eu! Mai ții minte? Mai ții minte, măi, dragă Mărie. Mai ții minte, ții minte, nu mai ții minte. Nu mai ții minte, dar ne-ai făcut cadou, mie și lui Mișu, ne-ai făcut cadou câte două puși de-astea cu apă. La X-Factor. Eu să știi că am păstrat-o. Extraordinar. Lui Mișu nu știu unde e, nu știu că n-am mai discutat de el, dar eu am păstrat-o. Na, acolo, undeva pe-n casă, și am găsit-o. Și ți-am adus-o ca să vezi că cu arma asta, să știi că am învins foarte mulți demoni din viața mea. Nu ți-o dau înapoi. Nu, 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 eu apreciez. E simbol. Ești nebun la cap. De asta zic că foarte mulți demoni au fost învinși. Cu arme de la diferiți oameni pe care mi le-au oferit. Nu pot decât să-ți spun un singur lucru. Data viitoare, când voi veni și vă voi surprinde și pe tine și pe Mișo, da, orice s-ar întâmpla, voi năvăli în cadrul în care sunteți. Ca pe vremuri. Ca pe vremuri. Ca pe vremuri. Ca să vă dau încă ceva adevărat, combustibil. Adevărat. Adevărat. Pentru mie, viitor. Da. Mie mi-ați dat foarte mult combustibil întotdeauna și tot ce s-a întâmplat, tot ce s-a întâmplat m-a creat și mi-a creat o armură. Și acum pot să stau mândru și să vorbesc cu oameni. Atunci nu puteam. E, dar e o chestie pe care... Deci când am citit-o am zâmbit și am zis că ăsta e Vlad Drăgulin. Yeah. Fiind, eu zic începutul și sper să-ți aduci aminte de ce ai zis. Dar mi s-a părut un lucru... Deci ăsta ești tu. Citez. Într-o iarnă stăteam în chiloți în casă. Și atunci mi-am dat seama ce înseamnă luxul. Exact.
Da, e... Deci mi se pare o imagine pe care mi-a creat-o. Da. Într-o iarnă stăteam în chiloți în casă. Pare rău. Și afară șura vântul și ningea. Mă uitam pe geamul subțire de câțiva milimetri, impresionat de acea scenă desprinsă din pastelurile lui Esenin. Da. Și totuși, Sergei Esenin. Și totuși, mie mi-era atât de cald. Pe fundul acestui contrast am gândit pentru prima oară, plin de candoare, cred că asta înseamnă lux. Da, chiar asta înseamnă lux. E o... Când l-ai descoperit tu pe Esenin? Prin clasa 10-a, prin clasa 11-a, ceva de genul ăsta, eram pasionat de poezie și mă duceam la biblioteca școlii și am luat de acolo tot ce însemna poezie. Poezie spaniolă, poezie italienească, poezie englezească, poezie rusească. Și de Esenin ți-a picat ție pe Esenin? Da, pentru că ulterior am auzit niște poezii recitate de Ștefan Iordache. Uh-huh. Și recita o poezie din Esenin, mie plăcându-mi foarte mult de Ștefan Iordache și vrând să fiu un actor așa, ca, așa cum a fost el. Nu e cazul. Nu e cazul, sunt departe. Na, că așa mi-a fost soarta, nu sunt genul ăla de actor. Dar da, așa mi-a intrat Esenin în cap. Tare, mișto, foarte profund. Da, e cumva un eseu despre, un scurt eseu despre lux. Exact. Asta e, da. Asta e, l-ai definit foarte bine. Da. Trebuie să spun că Esenin era poetul preferat al lui tata și mi s-a părut că un tânăr de 33 de ani să-l invoce, cred eu că ești destul de matur. Să trecem la întrebări! Așa, să trecem la treabă! Hei, hei, hei! Ia, ce avem? Așa, tata. Recunoașteți melodia? Sună ceva dintr-un film de dinainte de 80, de 90 sau continuă. Ceva. Continuă. Ești pe drumul cel bun. Deci îl știu, l-am mai auzit, dar nu știu ce cântec e. Și nu știu nici de unde e, dar pare dintr-un film, pare că l-am mai auzit undeva, habar n-am. Dar nu... Deja cei patru urmăritori, pentru că tu urmezi... Nu mai au venit încă doi. Au. De la masă de vis-a-vis de 40 de ani. Aia sunt acum acolo. Și ăsta este toate pânzele sus. Ah, deci am avut dreptate. Era dintr-un film de dinainte? Da, eu ți-am zis că e călduț. Oh, wow. Ok. Da, mă, da. Deci fii atent aici. Prima întrebare de încălzire. Serialul tău preferat este? Asta n-ai zis-o nicăieri, niciunde. Bah. Zic că-ți spun eu titlul. Sunt multe. Păi nu. A, sunt multe? Nu, sunt multe și sunt multe. În diferite etape ale vieții mele. Eu acum sunt într-o etapă în care, sincer, mă uit la animeuri. La alea japoneze. Da? Și aș spune că unul dintre cele mai tari animeuri, pentru că am avut foarte multă treabă, am avut foarte multă treabă de matur. Așa. Din mai până acum. Așa. Și cumva singura supapă pe care am avut-o... Animeurile. Au fost aceste animeuri. Să intru în lumea asta unde cumva binele învinge de fiecare dată și eroul se ridică ori de câte ori și ori câți pumni i s-ar fi dat. Deci cel mai tare anime, serial, este Naruto Shippuden. Am 33 de ani. Și mă uit la animeuri și mă duc și la Comic-Con. Bună, Vlad. Asociația atât noastră de veterani. Atât s-a putut. Pro animeuri te salută. Încă un an de încălzire. Joaquin Phoenix sau Christian Bale? Hai să zic Joaquin Phoenix. Hai să zic Joaquin Phoenix, dar aia nu poate fi imitată de nimic, genul ăla de experiență. Știm bine că el, în brațele lui, a murit fratele său. Genul ăla de... De-aia a fost și cumva, probabil că ăsta a fost un criteriu foarte important pentru care a fost distribuit în Joker. Rolul... Nu. În rolul lui Johnny Cash. Ah, Johnny Cash. Pentru că fratele lui Johnny Cash murise când era mic. Și toată viața lui fusese în umbra acelui frate care era... Am înțeles. Și taică-su niciodată n-a fost impresionat de ce a făcut el niciodată. Știi? Și de asta aș zice că Joaquin Phoenix, tocmai pentru faptul că e foarte special. Deci, practic, cel mai frumos cadou pe care, după premiera cu Klaus și Barroso, ar fi un bilet la Napoleon. Am fost. Ai fost la Napoleon? Am fost. De ce nu mai vizași pe mine? Pentru că eu mă duc noaptea.
singur într-un colț. Ce coincidență? Cine mai face așa? Suntem doi. Atunci termină podcasturile. Cu cuvântul tău câte. Păi da, mă, termină podcasturile și după aceea vin direct la cinematograf. Cel mai bun remediu pentru mahmureală este? Mâncarea grasă. Pe bune? Pentru mine, da. Mâncarea grasă și cola la ciob. La ciob? Da, la ciob. Ce e ciob? La sticlă de sticlă. Aia și plus că ăla e cel mai bun cola. La sticlă de sticlă. Okay. Asta se aplică și în cazul Pepsi. Ești în tren, te duci la Buzău, citești o carte sau te uiți pe TikTok? Cred că poți citesc o carte pentru că în general se pierde semnalul. Atletul tău preferat este? Da, așa, stai să... Stau, știu că ți-i la... Mike Tyson. Am înțeles. Instagram sau Threads? No, Instagram, clar. Ați văzut ce a fost pe Threads acum câteva săptămâni? Bă, a fost războaie. Războaie, jurături. Nu, practic, era ca și cum s-a creat un spațiu în care, băieți, nu există Dumnezeu, nu există rai, nu există iad, nu există moralitate, nu există nimic. Hai, start! Omoriți-vă, luați-vă cât. Tu îți dai seama că, eu chiar acum de curând m-am întâlnit cu un prieten care e medic în state și îmi povestea că în state, pe Threads, oamenii pun poze cu familia, adică toată lumea, să vă trăiască copii, să, mă rog, ce zic pe acolo, americani, nu știu. A, vrei să zici că sunt pacifiști ei și agresivi noi? Da, tu îți dai seama ce surpriză au avut ăștia de la Instagram când au văzut ce e în România? Ce hate să dă în România? Da, înțeleg că m-am uitat, gata, s-a liniștit. Măcar niște reguli. Au durat 5 zile. Și da. Cafeaua cea mai bună e acasă sau la cafenea? La cafenea, da. Cu cine? Singur. Băi, frate, băi! Cafeaua singur, filmul singur. Te rog, nu mă fă să deschid subiectele. Ți-am zis că lucrurile nu se spun alea. Că n-a mai intrat nimeni în mine așa cu umărul. De Revelion. Materia preferată în facultate a fost? Arta actorului, îți dai seama. Credeam că cantul. Asta e viața. Dacă ai prezenta orice emisiune TV, care ar fi aceea? Dacă ar fi să prezint. Bă, cred că mi-ar plăcea să le prezint pe astea, unde să chinuie ăștia, la Asia Express, când sunt aia prin junglă pe acolo. Eu la Survivor. La Survivor, oriunde. Unde să chinuie ăia, eu să știu că sunt prezentator, n-am nicio treabă, mă duc la hotel, dorm, mă doare la banană. Da, bună ziua, doamnelor și domnilor, ne aflăm la următoarea... Cică, bună ziua, stimați respectatori, ați alergat, băi, foame? Mă bucur să nu fiu aici. Da, ce să zic, na, și eu la 4 stele, vă pup. Am avut apă caldă, voi? Tot cu bălțile. Alo, da. Domnul Dan și-a dat demisia. Poți să-i preiei domnul Vlad? Nu, știi unde? Unde? Gata, știu. La Insula Iubirii. Acolo, la Insula Iubirii. Acolo mi-ar plăcea să fiu prezentator. Sau măcar cu prezentatorul lui Vulcan. Că el deja e iconic acolo. Nu, gata, Vulcan ne rupe. Dar am mai vorbit cu el asta. Și i-am spus că... Vezi că îți iau job. Bun, și ce îi face în plus față de el? Vis-a-vis de toate fetele și băieții care sunt în fața ta. Cum ai vorbit? Da, știu de la boa. Nu. Tu faci aia de la radio ca pregătire pentru... Da, ca pregătire pentru aia. Ce ticălos te-ai făcut. Ce strategie ți-ai făcut în cap. Extraordinar. Cred că eu am și zona asta, care știu că e zona mea specială, de pot să fac oamenii să simt astfel încât să uite că sunt filmați sau la radio. Cum ai planat tu o chestie de genul ăsta? Ea plânge către tine, domnul Vlad, acum așa spun, domnul Vlad, bărbatul meu m-a înșelat. Tu te-ai uitat în ochii bărbatului, ai încercat să repar cuplu? Băi, du-te mai departe cu cine... Ce încerca în momentul ăla? Să-l repar? Vrei să-l repar? Altfel ce caută la televizor? Și ne vrea că să fie reparat? Nu, aș încerca să forez cât pot de mult ca să scot tot felul de lucruri nasoale. Ca să fiarbă sângele telespectatorilor. V-am spus de la bun început. Asta tot de la tine știu. Să fiarbă sângele telespectatorilor. Asta tot de la tine, știu, vezi?
Am o vorbă când și era mai tânăr, cu apă de la vreau și eu să fiu prezint Insula Iubirii. Sau mi-ar mai fi plăcut să fiu în locul lui Capatos în perioada aia de show păcătos, când venea Nicolae Guță să porcăia cu nevasta, în perioadele alea atunci. Păi dacă ies, dau timp înapoi, ai fi vrut să fii în picioarele, în papucii lui Dan ăla de la OTV. Bă, să știi că mă animă și genul ăla de Jerry Springer Show. Da. Știi? În sensul ăla, știi? Că pare că noi suntem genul de popor animat de așa ceva și avem nevoie odată la ceva timp, chestia asta se recompune sub altă formă. OTV-ul, domnul Dan Capatos, TikTok-ul, știi? Cum iau formele astea, că le căutăm. Căutăm gâlceava. E mai ușor să joci rolul unui bețiv sau al unui mafiot? Pentru mine e mafiot. E greu mafiotul tu? Da. Nu cred așa ceva. Da. Păi ce, mă crezi? Nu există așa ceva. Domne, nu mai fi ironic. Băi, termină, domne. Nu fi ironic, că îți văd cu sătura. Părul contează. Deci fața ta, puțin... Lucru simple. Horia Brânciu. 2023. 2024. Juan Carmi. Plătește-ți datoriile. Deci clar, eu... No, no, mai bine rămân pe comedie. Da. Federer, Djokovic sau Nadal? Federer. Asta e simplu, totdeauna mi-a plăcut Federer. Bine, deci e o întrebare foarte delicată. Păi știi ce? Ăla n-are nicio accidentare, îl doare la banan. Da, nu știu, a fost ferit, da. Nu știu în ce măsură a trecut. A călcat ca pe perne. A trecut, oricum este super respectat și oricum e cel mai iubit dintre ăștia da, toți. Da, da, și așa, da. Are o aură aparte. N-ai cum să nu transpiri, bă, nu se poate așa ceva. Am și boală pe el și pe oameni de genul ăsta care îmi pare că nu fac niciun efort. Altceva, e altceva. O eleganță pe care eu nu o să o am niciodată, genul ăla de... De ce zici chestia asta? După mai multe partide de tenis cu mine, să știți că ați revi. Da. Ai chiar o aristocrație. Deodată dau, nu mai sunt cu două mâini și dau... Da, apropo, reverul de cu două mâini sau cu una? Da, reverul, din păcate, îl dau ca Nadal. E bine. Păi ce e bine? Că Federer îl dădea cu una singură. Păi da, da, e bine, pentru că forța e mai mare și... Eu pot să-mi dau seama, da. Și precizia, probabil. Da, da, toate devin mai puternice. E adevărat că, din punct de vedere estetic, una este spectaculoasă, dar... Da. Dar vine o întrebare care zice așa. Să vedem, ce zice? Cea mai frumoasă femeie din România este? Care trăiește acum în România sau... Româncă. Mădălina Ghine. Băi, tată, băi. Știi că m-a avut și la follow? Întrerupem aici. Asta trebuie să fie știrea bombă, mă. Nu cred că asta trebuie să fie știrea bombă, sincer să fiu. Dar da, cu multe eforturi... cu multe eforturi au pus mâna mai mulți oameni la treaba asta, dar la un moment dat am fost singurul bărbat român urmărit de Mădălina Ghine. Mădălina, te pup. Îmi pare rău că n-am mers cu... Cum îl cheamă? Dimitrov. Dimitrov. Asta e situația. Dar mi-a dat unfollow. De ce am dat? Între timp, nu știu de ce, nici n-am mai întrebat-o, cumva s-a răcit situația și n-am mai... Deci, dar nu știu dacă te urmărește pe tine, decât dacă îi dai urmărești, nu? Adică dacă... Nu știi cum să vezi dacă... Urmărești, eu urmăresc pe ea. Păi să vezi pe cine urmărește ea. Urmărește acum practic 14 persoane. La un moment dat eu eram a 15. Da, mă rog. Probabil că acum e într-o etapă mai calitativă a vieții, atunci era într-o etapă cantitativă, eu știu. Rebelă. Baram, da, cine știe. A zis, hai să o fac. Să dau un like, să urmăresc un rebel. Vlad Drăgulin. Da, exact. Bun. Ești în jocuri. Torna-te, Vlad, prego. După Mădălina Ghenea, haine de designer sau mass market? Mass market. Băi, frate. N-aș da niciodată bani mulți. Am și bun, dar am și o rugăminte. Te rog. Ce se întâmplă cu tine? Pentru că tu acum, tu poți să-i dai clasă și lui botezatul cu ce porți, cu... Tu le-i cumperi astea? Dau clasă la mulți, în România. Băi, tu le-i cumperi pe ăsta? Da.
Și eu le aranjez. Dar ele sunt, astea le găsești, Pull&Bear, Zara, sunt tot felul de chestii, Bershka, adică nu costă extrem de mult, dar cumva le amestec. Tu îți dai seama că e un stil al tău, da? Ăsta? Nu știu. Bă, ți-a spus de o mie, te-a felicitat de mai multe ori Anca Dinicu? Sincer. Și nu Anca. Porostule! Foarte, foarte multe au devenit fanele mele. Da. Da, m-a felicitat foarte mult și foarte multă lume apreciază. Și mulți bărbați, nu. Anthony Joshua sau Cassius Clay? Cassius Clay. Și o ultimă întrebare, plină de semnificații. Care este actorul care l-ar juca pe Drăgulin într-un film biografic? Anca Dinicu. Și acum o reacție la întrebare. Dar pe Bendeac. Uite, vezi? Că aici e... Eu cred că am putea să ne jucăm unul pe altul. Pentru că ne cunoaștem cel mai bine. Ne știm de atâta și atâta timp. Ne-am văzut și cu rele, și cu bune, și cu dragi, și cu nervi, și așa mai departe. Ne știm toate unghierele. Și el mă intuiește pe mine și eu îl intuiesc pe el. Seama, e mult timp. E mult timp petrecut împreună. Eu o să-ți dau astăzi un cadou care nu are de-a face cu situația ta actuală. Dar acest cadou te va aștepta. Care atunci... e situația mea actuală? O să vezi cadou și o să dai zi. Ok. Asta este vinul roșu rară neagră. Deci, rară da. Neagră, rară în casă, luminează. Cine e băiatul ăsta? Calea asta în vârf. Cine e ăsta, mă? Băi, îmi spui cine e ăsta. Păi eu am cine venit. Asta, mă, eu am venit la un podcast unde se cântă. Să poftim, trăiți. Hai să scântăm un vin roșu de la Domeniile Cuza. Mă bucur tare mult. Că l-ai. O să mă pozez când o să-l beau și o să pozez și persoana cu care o să-l beau. Să vedem ce o să... Poți să-l pui lângă tine, îl jos, dacă vrei. Pentru că nu ți-ai terminat nici asta. Uite, așa, s-ar putea să mă găsești acasă, dar în timp ce vorbim e foarte greu să și mănânc. Da, da, sigur că da. Un băiat care a făcut școala de bune maniere de la Buzău. Deci, asta este o savarină. Mulțumesc, o să aleg savarina. Asta e o negresă. Îți fac jocul. No, direct la savarină. Iubire, ce asta? Ce asta e ultima? Cremșnit. Da. Cremșnit. Toma, vrei ceva dulce, tăticule? Bravo. Așa. Cum ți se pare? Neașteptat. Și cum e? Astea au gust diferit. La revedere. Eu cred că tu ai multe de spus. Eu cred că asta e o savarină bună. Ce-ar fi să... Uite o idee. Să te lansezi pe piața românească, tu, Vlad Drăgulin, cu o melodie care se numește Savarina. Da. Vrei să facem astăzi refrenul? Da. Marius, cum trebuie să fie? Fetelor, copii, ajutați-ne. O melodie pe care o cântă Vlad trebuie să fie debusolantă, antrenantă, patetică, liniștită. Cum trebuie să fie? Antrenantă. Antrenantă, ești de acord? Antrenantă, ok. Doamnelor și domnilor... Doamne și domnilor, vă prezentăm chiar acum noul hit al lui Vlad, starul în devenire muzical, intitulat Savarina. Ascultă-ți muzica și n-ascultat de nimeni. Hau, 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 să iasă savarină la joc, să știe. Toată lumea mâna la savarină. Savarina, savarina, na, na, na. Savarina, na, na, na. Îi cântă Flori Salam. Savarina, trrța, savarina, trrța, savarina, ah. Savarina, Mădălina, Savarina, Mădălina, ia, 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 Savarina, ia, Vlad, Savarina. Vlad, Vlad, gata, gata, gata. Ți-a dat like înapoi. Cine, mă, nu se poate așa ceva, nu există,
Nu, no, nu, no, nu, no, dacă... nu pot să cred că am intrat în această... În acest joc. Capcană, am intrat în cap, Doamne. Na, uite, vezi, dacă sunt naiv. Deci, Mădălina, te rog eu frumos, prego, tini grație o mile, tante mile grație, dă-i grație și lui. Dă-mi grație. Uite, uite, Mădălina, îți dau încă un motiv. Dă-mi coace. Dă-mi coace cu metre. Motivul pentru care n-am mai ieșit azi noapte din casă. Abia aștept să te văd în film, abia aștept să te văd cântând, abia aștept să te văd, să văd ce faci tu, și orice ai face. Și să mă vedeți, Doamne ajută. Să Doamne ajută, a fost pentru voi Vlad Drăgulin! Cântăreț, actor, om de radio. Savarinar. Savarinar, om de televiziune. Doamne, da. Buzău, salut! Yo, yo! Nu o să uit niciodată de unde a plecat oamenii mei. Și asta se vede. Oh, aleluia. Aleluia. Iubire, tu când mergem acasă acum, ce o să-i zici lui mama? Unde ai fost? La un podcast? Liniștit, da? Și nu o să cânti Savarin acasă, da? Cum? Cum? Încerci, a? A, mă, știi ce melodie știe fiul meu? Nu. Stai așa, vino cu aia. Hai, vino cu aia. Am, mă, vino cu aia, spui... Da, 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 cântă-mă. Păi aia, pe care o știm noi. Pe care o știm. Atenție! 1, 2, 1, 2, 3 și... Che confusione, sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. E ci sto bene, sarà perché ti amo. Applauso entro Toma! Bravo! Mădălino, te rog eu frumos. Mădă. Când îi zic Mădălino, te rog, Mădălino! Mădălino! Mădălino, Mădălino! Încep eu. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa, așa, ca un fulg în palma ta. Pentru mine, pentru tine, n-ar fi prea puțin. Este, băi, ăsta e artistul de care are nevoie de lumea. Nu caut Mădăline, Savarine, greu de înțeles. Nici multe. S-a dus la octavă. Motive. Are și voce. Ca să iubesc. Atenție. Orice vise, orice vise ar avea. Încet, cu Mădălina, iau încet. Lucruri simple voi păstra. Cer albastru eu și tu. Eu și tu. Mie de ajuns doar muzica, mie de ajuns privirea ta, lucru simple voi păstra. Au fost astăzi alături de noi, la pian Marius, venit după un turneu internațional. Fetele mele au fost alături de mine și Maria și Andreea. Oare de ce au fost astăzi alături? Sau pentru Vada au fost venit? Ha, ha, ha. Toma astăzi a cântat și el cu noi. Toma a cântat și îl ajută pe Marius să îndeplinească formele muzicale. Forme muzicale de la supranaturale. Mulțumim Șerban, mulțumim Răzvan și mulțumim lui Vlad. Și eu îți mulțumesc ție, Horia, Horia. Și acum dați timp înapoi la primele interviuri, primele întrebări. Și eu o să vă spun acele interviuri că el nu știe să cânte, el nu vrea să cânte și nu care cumva să cânte. Iată-l la final, plin de muzică.
Și asta nu mi se datorează mie, nu. I se datorează mădăninei. Trova a doua. Mie-mi place orice zi. Care zi? Care mi-ar putea zâmbi dimineața. Dimineața. De lângă perna ta. Cine? Mădălina. Îmi place tu așa cum ești. Cum ești. Când mă cerți, când mă iert și speranța că nu te vei schimba. Nu, nu mă voi schimba. Nu caut mistere să le dezlev. Nici după chimere nu vreau să le. Mama mia, am scos tenorul din el. Atenție! Orice vise aș avea, lucru simple voi păstra. Cer albastru eu și tu. A venit Elvis Presley acum. Oh, baby. Mie e de ajuns doar muzica. Mie e de ajuns privirea ta. Privirea ta. Lucruri simple. Lucruri simple voi păstra. Mergem direct în studio de aici. Nu uitați, în curând iese Savarina pe piață. Noi trebuie să fim aici, dar dumneavoastră nu așa, că vă mulțumim mult că ați fost oricum alături de noi. Horia Brenciu, Vlad Drăgulii, toată lumea bună să știe. Oh, baby! Oh, da! Wow! Bravo! Iubire, mai ai cumva o Savarină? Nu, că e de ajuns una pe zi, ok. Doamne, unde te-am cunoscut? Deci ăsta ești tu. Îți spun eu, muzica va fi viitorul tău. Doamne ajută, Doamne ajută. Împreună facem treabă. Insieme! Ti amo. Amo. Mamă, cred că s-a pregătit. Nu, te-ai pregătit de acasă cu asta. Sunt pregătit de mic. Ai de cap. La revedere. Problema... Am înțeles cine te va juca pe tine. Da. Am înțeles cine va juca pe Bentac. Da. Dar cine m-a va juca pe mine? Eu. Perfect. Pe aici. Eu.